ce fac? Doi oameni, doi domni la 40 de ani. La OMV. Domn. Ce se face? Stă pe telefon, da. Noi caut un diferențial 338. Am uitat să zic, dar uite, dacă e pus să discutăm chestia asta. De ce te râzi? Bă, frate, fac mașini de drift. Am o rețetă pe care, uite, sunt la a șasea mașină. Către... Okay. Da, adică să vorbim și de chestia asta, de ce evoluează motorsportul rapid în ultimii ani de zile. Însă, la a șasea mașină de drift făcută street, atât și semi-pro, pentru că folosesc rețeta pe care o folosesc, e ca bază de plecare și de dezvoltare, în primul rând. Adică omul trebuie să mai schimbe platforma sau mașina. Și la a șasea mașină la care, pe care... Adică faci pentru oameni, cum ar veni. Vine omul și tu îi spui, vină, frate, că nu știu ce. Și așa mai departe. Domenii care nu au legătură, în primul rând... Dar nici nu trebuie să aibă, dar nici nu trebuie să aibă, Sorine, nici nu trebuie. Sau mai am asta de închiriat în ultimele ani de zile, tot așa. Pentru e mai ieftin să închiriezi decât să-ți faci propria ta mașină logistică și așa mai departe. Mai ieftin, deci, da. Merge de mult. Bine ați venit la Stax TV, un nou podcast, de data asta cu Sorin Nene, pe care n-a apărut mă niciodată el la noi pe canal până acum? A apărut, nu? Da, da, mă, eu știu că am mai filmat. Am mai filmat și la timpuri noi, am filmat și la Preșmăr, nu? Alo? Și la Preșmăr am filmat cu Sorin. Salut, salut. Da. Auzi? Ia vezi, mă. Mai tot. Ia, alo. Mai zi o dată, alo. Alo. E închis. Caută un diferențial, dacă are cineva. Ce diferențial îți trebuie? 338 carcasă mică sau medie. S-au scumpit și astea acum, la pisici? Nu, este de 46. E 46? Da. E ok? Da. Sau prețurile au luat o raznă? 300 de lei, 400, 500. Oh, la un moment dat frumos. Toate se... Frumos la 300 de lei, sună bine. 250, depinde unde le. Acum vezi tu că... am pornit discuția, cred că deja... Nu contează, deja, cred că fac eu prezentările. Pentru că știi cum e cu dezmembrarea asta de BMW sau partea asta de cumpărat, dezmembrat din partea celor care fac? Ajung prețul la un moment dat la un prag inferior, la un prag de jos. Ok. Bă, dar... Știi, vină și el că mă rup picioarele de el pe aici, știi? Dar de când au descoperit, sau de când, mă rog, noi folosim la drift transmisie și părți ale, componente ale acestor modele 36-46, unele prețuri... Mi-au văzut că e cerere, și au zis... Până la urmă, știi? Ai un blocaj să mai spui că ceri 6-700, poate 1000, mă rog, când sunt alte posibilități acum, poți să-ți transformi dintr-un open blocant, adică sunt companii. Okay. Care unii trebuie să aibă simțul ăsta al măsurii. Bă, frate, ok, scumpesc prețurile astea, că nu prea să mai găsiți, că adică măresc prețurile, da. Poți să pui milioane, că nu o să le vindeți, adică... E, na, știi cum, e treaba lor, până la urmă, stai liniște. E treaba lor... Adică simt că sunt foarte multe, știi? Adică în continuare. Și eu am niște stocuri. Eu am stocuri. Ai stocuri? Am stocuri, frate. E vorba unui băiat care se ocupa și el cu piesă de BMW și după aia a trecut pe Toyota și a zis, la mine piesa este la același preț cu prețul din magazin. De ce? E pe stoc. Băi, să știi că cu atât mai mult în vremurile astea, spune tu mai devreme, s-au scumpit mașini, piesele, pentru că nu mai sunt. Ai văzut? Modele de vârf, M, îți dau un exemplu. Mașini scumpe, exclusiviste, Bugatti, Chiron, Hyron, Koenigsegg. Cele second deținute, care sunt în piață, da, sunt mai scumpe ca cele noi. De ce? Pentru că cele noi nu mai au termen de livrare, frate. Da, astea sunt pe stoc. Și eu acum dai bani și pleci cu ea mâine. Viață, vreau să mă distrez acum, aștept 2-3 ani de zile. Așa. Că n-am copii, n-am aia, mi-au nevastă, mă duc mă plimb, știi? Așa. Nu să stau 2-3 ani de zile să mai rămâi și cu avansul. Dacă unii săraci mai dau avans, blochează banii până la urmă, care nu sunt puțini, știi? Bine, la nivelul ăla nu te gândești că ai dat 1 milion avans, știi? Depinde, dar el vrea să se bucure de momentele alături de mașini. Oia, second, M2, M5, M7, mă înțelegi? Prețurile sunt, și cum e vorba aia, vânzătorul face prețul. Dar foarte tare... Vânzătorul face... Da, măi, păstor... Dă-ne vastă mea, să-și cinte atuns. Un potcovar, cinte, un frizer, cine să mă tunde. Mă, un cruitor. Da, un cruitor. Aveți niște pantaloni de ce? Are ceva de scurtat? Da. Da. Bun, deci suntem aici cu Sorin Nene, pe care, na, îl știți, sunt, nu știu, dacă e cineva aici, se uită la podcast și nu știe cine e Sorin Nene, ați intrat pe canalul greșit, nu e pentru voi. Apreciez mult de tot. Frate, că faci asta de o viață. Mereu, frate, și... Faci asta de o viață și vreau să începem de la începuturi. Noi am mai vorbit asta și știu, eu știu povestea și cu ursul și cu taxiul și cu driftul și cu nu știu ce, dar vreau să vorbim un pic de vremurile când... Apuse. Vremurile apuse, când, nu știu, a explodat tuningul la noi și, eu știu, motorsportul, așa în ghilimele, că noi am plecat din tuning cumva. Adică te-ai apucat să spui borbeturi, te-ai apucat să tai arcurile, te-ai apucat să modifici ursul și după aia ai ajuns tu să faci motorsport. Că nu ăsta
a fost menirea de la început. Stai că am eu un urs acum și mă apuc să-l modific ca să mă duc să mă dau în campionatul național de drift, că o să se facă un campionat peste 5 ani. Nu! Noi am plecat din tuning că eram pasionați, ne plăceau mașinile și ne plăceau să le personalizăm, să, a mea să fie mai tare ca a ta și tu să ai jantele alea și ai capota aia și eu am eleron de ăla. O, Nea Gigi! Becali? Da, suntem un piperă. Da. Așa? Și de asta zic, erau Fort Tuning Days, nu? Bă, cercurile, ce cercurile de bă, la bă, dar nu doar cercurile. Prisma. Nu, vorbim de fenomenul Fort Tuning fenomenul, Days. Fenomenul, da. Bă, vorbim de fenomen. Da. Să umpli da, Rom Expo da, cu da. Pola centrală. Da, nu se mai întâmplă niciodată. Afară din nou Expo. Mici beberi, beri cicalate pe înghețățuri, că sunt bune. Da. Cercuri, burn-up-uri, off-road-uri. Niciodată, pentru că îi unea un singur site, că ăla era. Înțelegi? Ăla da, era site-ul da. Și toată lumea era acolo. Era all-in-one, știi? Acum, orice aș face eu, oricât le-aș arăta eu oamenilor că fac chestia asta, nu am niciun interes personal. Și o fac să fie bine pentru toată lumea. Nu mai poți să-i adun pe toți la un loc. Nu mai ai cum să-i adun pe toți la un loc unde să poți să faci un eveniment în care le zici, uite bă, facem un eveniment să fie bine pentru toți care participă, nu pentru organizator. Da? Hai veniți să fie frumos. Hai! Haide mă că faci. Ai meeting-urile astea frumoase la care tânjești să vii. Dar și nu frate, vine dar toată nu... lumea, înțelegi? Că ăla nu poate, ăla e ocupat, ăla a plecat. E greu. Atunci erau niște vremuri, în care noi toți, ăsta era principalul scop, n-aveam ce să facem. Stăteam seara afară, spargeam semințe. Ai zis foarte bine. Da? Viața și urmează cursul tău. Și atunci, acum, ce să-l iau eu pe Sebastian Sandu să vină la podcast? Am apreciat foarte tare că omul mi-a răspuns din prima și a zis, da, vin, înțelegi? Da. Dar am alții de care mă rog de ani de zile, Sorine, să filmez cu ei. Și oamenii nu mă refuză că nu vor. Nu au timp. Nu au timp. Nu au timp, înțelegi? Și vin oameni și zic, păi nu mai faci episoade, nu mai faci atât de mult. Păi de unde să mai fac? Că ăia vechi i-am filmat pe toți, alții noi vin foarte greu în față, foarte greu mai ies, că asta vorbeam și cu Alice. Ai văzut? Băi, pasiunea, copiii, ăia de vârsta ta, ăia din clasă, ăia, mașinile, noi, Sorine, vorbeam de mașini, Sorine. Nu mai de mașini. Făceam, bă, dar nu mai de mașini. Benzinărie, ne strângeam în benzinărie și vorbeam de mașini. Vezi că are ăla, hai să luăm, are ăla acolo, și-a luat la urs, îl știi pe nu știu care, pe VSX-ul, pe VBP-ul, pe DDB-ul, MMM-ul. Noi asta făceam, ei nu mai fac asta. Și nu e un lucru greșit. Nu e un lucru greșit că au alte pasiuni, că nu știu, nu mai mor în niște fiare de mai mor, în ghilimele, da. Topiți după ele. Că noi tot ce făceam, făceam pentru haturile alea. Nu-mi luam haine, ești nebun? Ca să-mi iau piese la mașină, că am găsit nu știu ce jante care mi le dă Bobby spurcatul cu 1300, că ele sunt 4000. Mamă, ce combinație am făcut, înțelegi? Mamă, jante la 1000 ceva când eram, n-aveam 2 lei buzunare. Nu, dar cum să spun? Da, am înțeles. Înțelegi? Lucruri pe care noi punem valoare. Că eu asta zic întotdeauna. Bă, frate, eu prețuiesc casca asta, știu că e 1000 și îmi zice la 300, mi se pare super combinație, dar eu când vreau să o vând pe 250, nu mai cumpără nimeni. Da. Parcă numai eu prețuiesc da, lucrurile astea, da. Știi? Dani, vis-a-vis de... Trebuia să întrerup. Dar nu că vreau eu să mă întrerup. Vis-a-vis de evoluția asta. Vis-a-vis de evoluția asta, că tu de fapt ai prezentat o evoluție până la urmă. Știi, ai prezentat un punct din care am plecat. Uite, noi la masa asta am plecat cam din același punct. Suntem aceeași generație. Da. Ești fabricat da. 81, 80, 82. 82. E cam pe acolo. Pe acolo. Da. Bun, suntem același an de fabricație, frate, da? Corect, bun. Am prins aceleași generații. Titi Aur, față de care am toată... Da. Stima și respect, considerațiune. Da? Face parte dintr-o altă generație. Da, bun, și o luăm, putem să o luăm așa, ca și vârstă să mergem mai peste noi, uite, au venit alții, știi? Fiecare da. Om, în primul rând, că fiecare om care realizează ceva într-un domeniu, foarte mare atenție, într-un domeniu, cum să zic eu, plecând de jos, adică pe forțe proprii, are o poveste de viață în spate. Și el creează povești, fiecare om. Și de ce? Pentru că la un moment dat, de la un punct încolo, uite cum am ajuns noi să fim acum, știi ce facem noi acum? Inspirăm oameni, frate. Așa trebuie, da, asta ne dorim, motivăm. Să zicem. Știi ce ne motiva pe noi? Mai ții minte, nu? Când vedeam Vento cu da. Discurile astupate sau fără etrieri, da. Aia ne motiva. Ca da. Era atunci. Fast and Furious și era, înțelegi? Da, acolo, acum da. Click, enter, pac, pac. Deci factorul motivațional este și mai mare. Dar oamenii, de regulă, au nevoie de impulsul final. Impulsul final pe care tu, alături de invitații tăi și alții din domeniul ăsta, îl dau către cei care au o undă așa de dorință, da. Știi? Adică, bă, nene, ăla dori, zice, da. și îl impulsionezi. Vis-a-vis de chestia asta, cum spui tu, că, bă, e greu să-i mai aduci. Este imposibil, nu că e greu. Da, da, este da. Imposibil să-i mai aduci, Dani, pe unul. Da. Și să spun de ce. Nu toți au avut norocul nostru și șansa noastră de a avea lângă ei, cum ai spus tu mai devreme, soțiile, partea familia, asta, da. Familia, frate.
familie. Iar susținerea de cele mai multe ori din partea persoanei cele mai iubite, să spunem, de la o vârstă încolo, că e soția până la urmă, da? Bă, nu vine pe parte financiară, că sunt oameni care au bani. Da, bă, dar nu soțiile, de acord. Din anumite motive nu sunt. Că nu stai cu copilul, că nu aia, că nu aia și intervin discuțiile. Noi am avut norocul ăsta, Dani, să avem lângă noi niște oameni care sunt soțiile noastre, care am cred că sunt niște trimiși. Eu consider. Niște trimiși. Vezi, Dani, nu mai suntem de 25 de ani. Ne-am maturizat. Viața ne-a luat de guler, am mers pe drumul nostru de mic ușor mai întorci așa capul peste măr și când ai un moment al tău de te regăsești cu tine, faci o analiză. Îți vine să crezi ce vorbim acum, lucruri pe care, cum ziceai, vă muta munții, pentru că nu luam factorul de risc. Acum ai văzut, fac și vei iau jante de 1000, bă, am găsit jante de la 4300. Te gândești, leau, și fii atent, când apare prima îndoială, bă, dar dacă, la vârsta asta când mi l-a spus pe primul, dar dacă deja șansele scad să mai faci lucruri respective pe care tu ți-l dorești. Lipsa instinctului de conservare, vârsta asta adolescenței care este fantastică, înțelegi? Fac în așa fel încât, cum ai spus și tu, să muți munți, așa am mutat și noi. Hey, pe parcurs, viața are etape și etape. La un moment dat singur nu mai poți. Și vine lângă tine cineva, cum a venit soțiile noastre, care nu că au fost de acord sau ne-a susținut. Sunt mai fanatice ca noi de multe ori, frate. Și el a fost acolo cheia lor, pentru că și eu am fost predispus și am avut momente de decădere. Dar nu vorbim de parte financiară, mare atenție. Da. Energie și mental, psihic. Bă, nene, nu mai puteam, nu te supăra pe mine. Și îmi spunea, uite acum, din generația veche, Iulian Menghine, dacă mă vede, un pasionat și un mecanic de ursule și m-a reparat. Bă, n-o să uit în viața mea, știi că eu cu urșii, când am avut ursule, ți-am făcut de toate. Am fost taximetrist, pentru cei care nu știu, câștigam pâinea, frate. Taximetrist. Dar nu e mă rușine, munca, prima oară, nu e nicio rușine. Și agent de vânzări, frate. Eu nu mă ceam pentru bani aia, că luam bani, erau 1500 de lei, 1000, bine, 17 milioane, 15 milioane era pe vremea, ce zic. Bă, bani buni, eram îmbrăcat la cămașă, că așa aveai protocol. Job-ul. Cămașă, cravată, pantalon de stofă, erau pantofi abodărați, că așa. Bă, niște cămăși de norocit. Aveam unul, Birta la Ștefan, dacă mă vezi, Ștefane, să fii sănătos, să-ți dai sănătate, nu știu de unde ai ales tu cămășile la 40 de grade. Măi, nene, erau ieftine, mă rog, tercut, gura se stupă, în urs, fără aer. În fine, bă, nene, m-a dus agent de vânzări, contract de comodat. Eu nu mă bucuram că luam bani, frate, eu mă bucuram când dădeam un rezervor de benzină pe săptămână. Te plimbai curs. Și mă plimbam cursul, frate. Aia era bucuria mea, că m-am luat și niște bani, era altceva. Și seara mai mă dădeam și pe splai cu criul Nasi de GH-ul V, cu toți nebunii, înțelegi, VRC-ul, Bogdan, și toți, așa, și mai mă duceam și a doua zi cu el la serviciu, umblam prin oraș, în oraș, ziua, tobe, urla și așa mai departe, știi? Deci vezi, viața are etapele ei. Este imposibil pentru unii să mai aduci înapoi. N-au, că la un moment dat ruptura se produce din diferite motive. Soția mai soții, da, mamă, tați, da, și așa mai departe. Da, eu știu mulți din gașcă care când își făceau nevastă, își luau nevastă, se luau cu acte, mașina era de vânzare, gata, adică nu mai exista mașină. Da. Știi ce zici din start? Bă, da, am un exemplu foarte tare, uite, nu o să-i dau nici numele, nici porecla, un tip pe care l-am cunoscut la un eveniment, atunci pe Ford Unic, pasionat de ursulețe, frate. Okay. Bă, a divorțat. Da. Bă, a divorțat cu două fete mari, frate. Normal. A divorțat din motivul ăsta. Ursul, mereu, soția, asta troacă, înseamnă să ai personalitate, troacă, frate, urși nu mor niciodată. A divorțat. Mă rog, iau urs. Da, mă bucur. Eu mă bucur că a divorțat. Bravo, frate, respect. Înțelegi? Da, că soția lui nu era Mi se pare motiv. Și normal da. Și mi se pare greșit ca să ajungi în postura de soție și să nu susții iubitul în ceea ce face, ca și cum când l-ai cunoscut, el juca șah în Cismigiu și acum s-a apucat de drift. Și mi se pare normal că nu mai n-ai cum să fii de acord. Da. Eu am oricum o părere nu atât de bună despre femei. Ca paranteză, ca paranteză, la un moment dat am avut un moment din ăsta de cumpăr, nu mai știu exact, și eram cu Cosmina, soția mea, nu eram căsătorită, atunci eram... Da. Nu. Și la un moment dat i-am zis, ia să te așa, se gândea, era un moment ăsta mai nasol, așa, știi, mai delicat, și am zis, fii atent, cu mine mergi până aici la mașină, dacă îmi pui ceva... dacă mă condiționezi vis-a-vis, zic, uite, acum e momentul să pleci. Eu nu mă supăr, te iubesc, țin la tine, o să-mi fie foarte greu o perioadă, știi, dar e momentul acum. Dacă vrei să faci pasul ăsta mai în spate sau să pleci, eu nu mă supăr, înțelegi? Și a tăcut din gură, dar eu știam de ce tace din gură. De ce? Pentru că ea știa că nu o să facă niciodată chestia asta și să mă susține, drept dovadă, înțelegi? Adică așa mi s-a părut mie atunci, vezi, dar ea era atât de afectată de momentul ăla și atât de suferea mai mult decât mine, știi, și de atât, când mie mi s-a părut că a zis, bă, auzi, nu trebuie să pui stop și tu la ceea ce faci, că prea te chinui, frate, adică nu. Și am spus, eu am simțit. Și zice, aia, deci ți-am zis, tăcerea am spus întotdeauna, dar ea a ales să fie în continuare alături de mine să mă susțină. Când a apărut muzica populară în toată treaba? Mamă, de la una la alta așa. Hai să lămuriți chestia asta. Te rog. Foarte mulți oameni, mă rog, mulți oameni mă cunosc.
nu neapărat pe mine, ci pasiunea mea, domeniul în care activez și ce fac eu. Bun. Dar trebuie să mai știe și anumite lucruri. Faptul că multe lucruri despre, cum am spune, fiecare om și copil are o poveste de viață, știi? Așa era atunci pe vremurile noastre. Mai ții minte? Părinții ne lăsau la bunici, frate. Așa, bunicii aveau grijă, ca și acum în multe situații. Părinții mei provenind din mond rural, mama din județul Teleorman, tata din Giurgiu, băi, vacanțele le făceam la țară, frate, înțelegi? Priceless, ești nebun. Ai dat bani acum să trimiți copiii, să ai bunici la țară. Să... Nici asta nu poți să mai aduci înapoi. Da. Că ruralul și țara nu mai e. Da. Adică, au știi, asfaltat. Satul nu mai e. Au asfaltat. Da, au asfaltat, dar lasă că au asfaltat, că zici că evoluezi fonduri și așa mai departe. S-a schimbat lumea. Uite că toți suntem în perioada asta. Tradiții, frate, nu mai, gata. S-a schimbat lumea. S-a schimbat. Și până la 6 ani, când m-am dus eu la școală, la grădiniță, la CEM, că nu am plăcea să mă la grădiniță, în primele zile mele la grădiniță, la București, am fugit la grădiniță, frate, înțelegi? Pur și simplu, normal, am fugit și mi-a zis ăștia, bă, nu e de grădiniță asta, hai să ducem la țară acolo, la mamaia, la tata, tata, bunicul din partea, am fost și norocos, frate, bunicul din partea mamei pădurar, bă, pădurar, înțelegi? Uh-huh. Ai înțeles? Mamaia, gospodină, femeie de casă. Bă, frate, și am crescut în Teleorman acolo. Bă, nu departe, pe la vreo 60 de kilometri de București, comuna Gratia, da, la kilometru 50, chiar e un OMV, ai făcut dreapta în OMV cu Orbi Mar Gratia. Treci printr-un câmp așa și treci pe lângă pădurea lui tataie, știi? Okay. Unde a fost el, o viață întreagă pădurar. Bă, frate, și imaginează-ți copii, mă duceam cu tataie la pădure, la lemne, la tăieri, la campanii, la plantări, la din astea. Bă, frate, să vezi vânătorile cum se făceau atunci. Uh-huh. Da, gonaci, tractoare de remorcă, era zăpadă de jumătate de metru. Păi acum ce? Ia dual 3 fulgi. Uh-huh. Da, da. Barosanul, să vedeți atunci zăpezi. Mama intra de cu seara cu lopata în casă, că știa că a doua zi zăpada de 1 metru și lua lopata în casă, că atunci când deschideau ușa să rânească, să dea zăpada, ca să ducă la animale și așa mai departe. În fine, să nu ne depărtăm foarte tare de curiozitatea ta. Și frate, și acum avem un radio, Selena, frate, care, pe care mama e dimineața când se trezea, îl băga în priză. Știi ce cânta? Antena satelor. Începe aia programul. Pardon, iartă-mă. Da. Cine era? Ai zonei. Liu, Vasilică, Floarea, Calotă, Maia, Oroșoga, Maia, Oaia, știi ce zic? Da, cu precădere ăștia erau difuzați acolo, că și era și, mă rog, cere ce era. În funcție de zonă. Da, frate. Ok. Și îmi plăcea mie stilul ăsta, pentru cei care știu, stilul ăsta cu glot. Adică ai văzut că la un moment dat schimb, gen cu întâi trei stariu, ai văzut când subțiază vocea la un moment dat și știi? Adică tonalitatea foarte înaltă, schimb de la ton jos, dai pe aia din gând, se numește glot, știi asta. Okay. Are și ai văzut stilul lui Vasilică și Floarea Calotă este stilul ăsta, știi? Ai văzut? Bun. Adică trebuia să ai niște calități să faci. Și pe mine m-a atras foarte tare când schimba la tonalitatea lui Vasilică, dea din suflet așa un glot din ăla, bă, nene, eu mic, știi? Au trecut te impresiona pe tine, ca să zic. Eu am ascultat asta, știi? Și acum când zic, bă, nene, uite, sunt curios de muzica asta, plus că, uite, îți dau un exemplu, la reality show-urile astea de Românii au talent, o, frate, toată aprecierea pentru ăștia care vin, vorbesc cu păpușile, care fac lucruri, care nu că îmi smul lacrimi, plâng, adică, mai, eu plâng, eu, bă, frate, eu mă exteriorizez și am învățat toți oamenii de lângă mine. Foarte bine, bă, fie rușine, bă, plângeți. Bă, să plânge, toare, mai ales de bucurie, bă, plângi, mă, frate, dă din tine tot, e foarte de emoții. Da. Bă, la când vine aia și cântă, frate, un Liu Vasilică și reproduc partea asta de, sau readuc în, știi? Bă, plâng altfel, frate. Bă, plâng minute în șir și nu pot să mai respir de muci și de iertați-mă, okay. Iertați-mă următoare. Da, bă, nu. Bă, înțelegi, deci este parte din mine. Și aia așa, zic, bă, uite, i-a zis nevestim, zic, bă, uite, sunt tare curios, nu știu dacă am calități de asta, să aș încerca și eu să văd cum e, știi, acum. Când s-a întâmplat? Bine, asta? La ce acum vreo 4 ani, mă. Okay. Acum vreo 4 ani. Eu mai luam pe la da. Unde mergeam noi. Ca și tine am făcut de anturaje. Și medici, și avocați, și manevi. Și... Adică nu e vorba de, înțelegi? Și ascultăm orice și orice ne place până la urmă, știi? Bă, frate, dar... mai luam pe la petreceri de astea. Mă duceam la restaurant cu specific... Uite, spre exemplu, frate, am fost la Baluba, dacă știi pe Baluba, din Garda Veche. Da, cu Evo, Subaru. Da. Bravo, frate. Da, așa. Bă, nene, omul se trage din familie de muzicanți, frate. Eu n-am știut. Și m-am dus la el, la Dalin, acolo, jos. Mm-hmm. Bă, ne-au cântat lăutari de adevărați. Mm-hmm. Pentru cei care cunosc muzică. Muzică lăutărească, înțelegi? Lăutărească, da. Ai înțeles? Lăutărească. Da, ok, bun. E și aia muzică. Adică, m-a luat și eu microfonul, înțelegi? Și ziceam acolo cu aici, mă potriveam pe tonalitate, adică am avut niște semnale. Niște semnale. Nu, bă, gata, vreau să fac, mă duc să trag cu arma, știi? Mă, acum trag cu pușca, fac tir, îmi place să trag cu arcul, știi? Da. Mă, frate, trebuie să te atragă, trebuie să știi să... Ok. Și ăla zice, ai zis bine copilă, ăla copile, am avut fel și fel de situații de genul ăsta. Și zice, bă, mi-ar plăcea și mie să fac, uite, cant o muzică populară, așa cum eu trăinuiesc și descoper poate niște talente și împreună le exploatăm și le aducem la suprafață, gen copilul, Adam și așa mai departe, îi ajut cumva în tot demersul ăsta, mi-aș dori și mie să-mi spună unul în domeniu, bă, nene, ai voce, ai alea. Da.
da, faci, du-te și fă. Și eu nu am știut, și asta chiar ca o altă paranteză, și mi-aș dori, dragi tineri părinți, că nu știu, tineri părinți, da, nu râde, da. Este foarte important în viitorul, la ce cameră, unde mă uit? În viitorul copiilor dumneavoastră, ca ai voștri copii să facă pasiune și să se dezvolte în ceea ce le place lor. Da. Țineți minte ce vă spun, că nici eu n-am știut. Școala Populară de Arte sau Școala de Arte Populară București este pe undeva prin spate, pe la Budapesta, am uitat, pe lângă Colectiv. Ok. Așa. Este școală de stat, frate, unde sunt foarte multe activități, dansuri contemporane, actorie, instrumente, vioare, țambal, cantul muzică populară ușoară. Mama lui Dorian este profesoară acolo. Voi ai știut? Alisa a recunoscut-o, pentru că și Alisa a făcut cu mine același lucru. A făcut și ea cantul muzică populară, știi? Așa. A văzut-o pe mama lui Dorian, frate. Oh, uite pe mama. Deci mama lui Dorian este profesoară acolo, frate. Și sunt foarte mulți artiști din showbiz-ul ăsta nostru care au la bază școala asta, frate, că ți oferă în primul rând și o diplomă, înțelegi? Nu mă să faci niște cursuri la o privată. N-am nimic, nu mă înțelege. Boss, dar profesorii care sunt acolo, ce pregătire au. Și m-am dus acolo la și să vezi că în viața nimeni nu este întâmplător. Pe Oana și pe Mădălin vreau să-i salut pe această ocazie, pe această cale. Sunt niște oameni pe care am cunoscut, că de-aia zic, Dumnezeu lucrează prin oameni. Sunt niște oameni pe care am cunoscut, frate, la mine la școală, la școala de drift, activitatea pe care o desfășor. Oamenii au terminat această școală de arte populară, tot așa, canto muzică populară. Și la masă, când avem pauza de masă acolo, nu știu, din vorbă în vorbă, că ce mai faci, cum mai ai, doamne, că mai am o pasiune. Și eu eram aproape gata să ajung la Ozana Barabancea pentru lecții de canto muzică populară. Că am mers noi pe niște conexiuni. Cineva să zice, bă, uite, am găsit aiul de la Ozana, costa ta, bă, cam mult, dar zic, bă, nu mă interesează, pasiunea mea, vreau să dau, să mă duc să văd, știi? Cu atât mai mult Ozana, adică voce, frate, nu te spăr. Și nivel, înțelegi? Și... Doamna asta zice, uite, dar știi că e școala, uite, și Mădălin cu Ana au făcut și așa mai departe și... Păi zic, cum, normal? Zice, uite că acum au examen în... Și m-am dus cu Alice la examen, frate. Trebuia să cânt o sârbă și o doină. Am cântat și am luat, frate, examen. Și am studiat 3 ani de zile. Așa, și vreau să vă spun că studiul ăsta nu prea l-am făcut, pentru că, sincer, nu prea am avut timp să mergem, pentru că e culmina perioada de prezență acolo cu etapele noastre și cu campionatul nostru și cu ce avem noi, știi? Dar așa cât m-am dus, oameni buni și Daniele, bă, vreau să zic așa. Ce avem în corpurile astea ale noastre și ce ne dă Dumnezeu este incredibil, nici n-ai de unde să știi. Oamenii ăia, prin ce metode, ce modalități, lucrează cu tine o oră, două, trei, cinci, o lună, nici mie nu venea să cred ce zace aici, frate. Important este să te duci la cineva ca să scoată din tine. Scoată din tine, frate. Să scoată, deci are așa, doar două ore. Îți zice, uite, ai vibratul, știam eu de vibratul, sau știi, înțelegi, lucruri pe care... Și deja... profesorul ăla, înțelegi, mentorul ăla, deja, cum și eu în meseria mea, i-am văzut potențialul. Talent sau nu? Ăsta e peste medie, cum a fost cu Adam. Ăsta e, o să fie grav, omul ești nebun. Și nu m-am înșelat asupra nimănui, înțelegi? Păi dacă ai experiență și așa vezi. Așa și cu oamenii ăștia, este incredibil. Deci, profesorii. Dragi părinți, știu că este greu în ultimii ani de zile cu timpul, job, obligații, îndatoriri, bani, aglomerație în oraș. Apelați la prieteni, la vecini, la bunici, duceți-vă copiii la o activitate. Nu vă imaginați cât de mulți vin, cât de mulți copii vin acolo. Sunt copii care fac instrumente, vioare, țambal, acordeon, toate aproape instrumentele, cursuri de actorie sau așa mai departe. Și este foarte important în dezvoltarea copilului. Este o chestie educațională foarte importantă. Și așa am ajuns eu aici cu muzica populară. Acum este... Chestia asta e la nivel de hobby în continuare pentru mine, știi? Probabil că unii spun, da, bă, cum dracu hobby, că te-am văzut și la X-Factor, că ai fost acolo la X-Factor. Da, cu aia a fost o invitație, înțelegi? Nu este de ascuns faptul sau de neștiu pentru mulți că relaționez cu mare parte a presei. Pe partea de ce fac eu, filmări, conduită, defensivă. Și am o relație bună cu presa și mă știu foarte mult. Și din toată aria asta de presă la un moment dat, ei acolo sunt foarte mulți și se cunosc între ei, că e producător de la X Factor, că e de la știri, că e de la ei, se cunosc, bă, n-ai și mie să-mi dai un băiat și tu ești acolo cu o prezentare, că știi cum e când te aduci la asta, bă, dă și mie prezentare, ei te-au într-o bază de dat. Și m-a văzut, spre exemplu, tipul de la X Factor, așa, bă, ăsta nu e mâine ăla cu mașinile alea, cu drifturile alea, păi cum așa, așa, și ai văzut că sunt cazuri sociale. În reality show-urile astea, știi? Cazuri sociale. Și gen un caz social pot să spun că am fost și eu. Deci nu am fost invitat acolo, nu m-am dat la bună ziua, da, știi, da, da, și eu. Bă, nu ai vrea că, uite, se pare foarte tare ceea ce faci, adică pasiune tale sunt la... Drift versus drift, adică populară, trebuie să ai natural alte trăiri ca să poți să cânți, frate, și să că oamenii te văd și publicul chiar simte, adevărat. De-aia vezi tu că sunt foarte puțini cei din generația noastră de artiști care au rămas. Mulți s-au dus, frate. Că numai prin trenul ăla e greu să te menții natural, să fii natural. Și publicul simte. Publicul e cel care te ține acolo. Așa. Și acum înțeleg și eu niște lucruri, pentru că până să apar să cânt aici, fraților, să înțelegeți de ce e școala asta tare.
Bă, ne duceau la niște concerte, frate. Aici, la Podul Izvor, este Casa de Cultura Studenților, frate. Sau okay. Ceva, nu mai știu. Bă, ne-am avut concerte. Deci, vezi, deja te instruia. Live, frate, cu taraf, cântai. Da. Ți-o ceea niște melodii, erau activitățile desfășurate de școala asta de artă populară. Foarte mișto, foarte tari. Deci, vezi cum te instruiește de mic. Adică, să vadă, să n-ai emoții, să știi, să stăpânești tracul, știi, tracul de scenă. Bă, aveam colegi care la repetiții sau la clasă, la cursuri, o, frate, tapurul făcea pe tine. Zici, mă, ce caut eu aici lângă ăsta sau lângă ăsta, ești nebun? Bă, voce! Băi, nene, Maria Ciubanu, ce vorbești? Lătărețu! Pe scenă, la revedere! Morți! Gâtul uscat, măși, tremura, vocea, disonant. Da, băi, da, nene, da, incredibil, da, înțelegi? Face parte și asta. E greu să stăpâneți ăsta, factorul mental și partea asta de stăpânire, știi? Și da, am zis că este foarte, foarte important să vă duceți copiii și să desfășură asemenea activitate. Hai să vorbim puțin de școala. Și de asta cu muzica populară. Este la nivel de pasiune. Hobby okay. Deocamdată, pentru că eu am un principiu și l-am văzut. Și mi-am format și niște principii ca și tine. Ca să faci un lucru foarte bine în viață, trebuie să faci doar un lucru. Bă, vrei să faci ceva foarte bine? Da, mare atenție, foarte bine, fă doar un lucru. Vrei să faci ceva bine? Vrei să faci ceva bine? Mai fă ceva pe lângă. Da. Vrei să faci mai multe? Nu-ți mai dar vrei niciun... să faci? Fă acolo, știi? Nu, vrei să faci ceva foarte bine? Fă doar un lucru. Ține cont, precizezi toată. Foarte bine. Asta e ideea. Da. Vrei să faci performanță într-un domeniu? Fă doar aia. Atât. Știi? Și de-aia nu vreau să mă focusez pe altceva. Te lași de drift, te apuci de muzică populară. E clar. Da. Of, măi, mă. De ce nu? Bun, zi-mi de școala de drift. Băi, Dani, școala de drift... Câți ani are? Are mulți ani. 12 ani, 13 ani? 12 ani. 12 ani, frate. Nici nu știu când ai. Seama aproape cu Alice, da. Școala de drift. Școala de drift, așa cum ai spus-o și o să repet, a luat naștere proiectul ăsta dintr-o joacă, știi? Acum, cei care ne urmăresc pot înțelege ceea ce voi spune eu acum. Iubind atât de tare ceea ce fac, eu, dar asta nu e valabil doar în domeniul meu, și în alte domenii, gen, știi? Bă, iubești un lucru, știi? Da. Vrei să le, nu conce să viața. Le arăți și celorlalți, da, știi? Fiate, cât de mișto ești. Da, da. Fii atent. Bă, iubesc, eu nu concep viața fără asta, fără activitatea asta, nu o concep. La un moment dat, nu poți să trăiești fără. La un moment dat te gândești, eu așa am gândit, știi, zic, bă, frate, au venit 3 piloți, 5 piloți, 7, 10, Grațian, Onofrei, toți care au fost, Denis, Andrei, bă, au venit. Bă, dar cam aceiași piloți, nu prea mai veneau piloți. Și mă speria gândul ăsta, zic, auzi, bă, zic, noi... timpul trece, noi cu el, știi ce zic? La un moment dat, uite, au început oameni care veniseră, au început să dispară. S-au căsătorit copii, exact motivul, soția, bă, lasă mai bine, dă drift, avem mai, pe bună dreptate, nu sunt toți nebuni ca noi, îți dai seama, știi? Da. Nu lua de la gărua copilul ce am făcut noi și bag acolo la driftul ăla. Da. Oamenii cu capul mâine până la urmă, știi? În fine. Da. Da. Și alegerile lor. Alegerile lor, da. Bă, și au început să dispară ușor-ușor piloții care au pus umărul la ceea ce vedem astăzi, știi? Baza asta solidă și zic, bă, nu e bine. Trebuie făcut ceva, facem ceva, cineva să facă ceva cumva, să aducem piloți, că la un moment dat... Nu mai suntem, înțeleg? Nu o să mai fie, da. Și zic, ia mă să fac eu un site ăsta cu... Să fiu șmecher, să fiu profesor. Mă gândeam, profesor de drift. Mă vedeam acolo, cu mașini, pe circuite. Nu aveam niciun circuit. Ești nebun, nici Adâncata, nici Târgu Mureș, nici Preșmerul, cred că nu era, ești nebun. Da. Dar mă, nu era nimic. Eu mă vedeam pe circuite, că instruiesc pe aia, ești nebun. Așa gândeam în mintea mea, știi? Foarte bine. Sunt copil cât aveam, acum 12 ani, 41 minus 12. Da, e bine, mă. Nu da, mă, da. Dacă acum la 41 sunt că la 28, cum eram, înțelegi ce spun? La 16. La 16 ani, înțelegi? Exact ce spun, la 16-18 ani. Era o gândire bună. Da, frate, așa mă vedeam, ești nebun. Fac site-ul. Am uitat. Milioane, dă-l unul, dă-l altul, școala de drift.ro, rezerv domeniile, unul, altul, am luat două domenii. Am uitat că l-am făcut, știi? Modul, lucram atunci. Modul la serviciu, sună telefonul. Privat. Eu și glumesc, uite-mă, stai în privată, știi? Privată la țară. E în privată, dă-i, uite-mă, dă-i în privată. Alo, da. Bună ziua, bună ziua. Da, Sorin, da. Pentru școală te sun. Școală? Ce te școală? De unde o fi la școală? Profesor, ce școală, mă, stai? Terminați-mă cu școala, zic, abia am scăpat de aia, mai vorbați cu... Dice, bună, că lăsați-mă cu școala voastră. Zic, ce școală? De la ce școală sunteți? Nu, de la ce școală sunt. Zic, v-am sunat pentru școala aia de drift. Am văzut că, școala de drift. Bă, frate, mi s-a uscat gura. Mă înțelege în momentul ăla? Mi s-a uscat gâtul, gâdlegiu, gura mi s-a uscat, că n-am știut ce să-i spun omul ăla. Da. Nu credeam eu că să sune cineva în România pentru școala de drift. Ești de bună, cap. Bă, și atunci, vrei să vorbești? Nu. Nu mă supăr. Nu. Bă, și atunci, frate, am stat și m-am gândit, zic, bă, ce zic eu stuia? Zic, auziți, nu vă supărați, sunt într-o discuție, revin eu cu un telefon, dar nu pot să vorbesc, da, mă făceam că am treabă pe acolo, că am mințit, nu e frumos, știi? Pentru că m-am luat prin surprindere, la 3 săptămâni a sunat unul pentru școală, eu uitasem ce școală. Mamă, și atunci, frate, mi-am dat seama că
treaba devine serioasă. Eu nu mă gândisem, bă, vine omul, ce îi spun, cum îi spun, ca paranteză. La fel, cei care activează în alte domenii, atât pe parte de dezvoltare, cât și pe parte de transmiterea dezvoltării lui, acumulată experiența asta, sunt lucruri total diferite. A fi un bun profesionist și a avea calitatea de a transmite sau a pune în cineva ceea ce tu ai, toată experiența ta, sunt lucruri total diferite. Include pedagogie, psihologie, foarte, foarte multe lucruri. Să știi să transmiți mai departe ceea ce tu știi. Ba mai mult, să amplifici în funcție de calitățile celui pe care l-ai în fața ta, să-l ajuți să fie, uite, ori 10 mai bun ca tine. A venit vremea să mă bat Adam. Bă, m-a bătut Adam, ești de bună cap și ăștia... Hate, știi cum e? Mam, te-a bătut ăla. Cum e, mă, stac să veni să... Bă, te-a bătut fiime. Zic, auzi, mă, abia așteptam să vină ziua asta, mă. Da. Și știi de ce, mă? Pentru că se confirmă că nu mi-am bătut și eu de banii tăi. Și da, de timpul meu când ai venit să-l învăț pe fii, tu ai înțeles? Un profesor slab. Mă rog, îndrumător, ce eu nu mă consider. Eu mă consider îndrumător, că ceea ce facem noi acolo, înțeles ce spun. Da. Despre asta este vorba. Dacă treceau 20 de ani și fii tu nu mă bătea, era o problemă. Da. Bă, m-am dus la ce dracu' l-am învățat ăsta pe fiul meu, că ești nebun la cap. Corect. Da. Bun. Deci, în momentul în care un elev de-al tău te învinge, ce împlinire... Ce sentiment, ce răsplată vrei tu mai mare decât corect. Asta? Înțelegi? Corect. În condițiile în care eu nu mi-am dorit și nu-mi doresc asta, înțelegi ce spun? Bă, nu vreau să mă bat, eu am dat tot în cursa Nu te-ai lăsat, nu te-ai lăsat. Bă, m-a bătut. Bă, nene, l-am învățat, am fost acolo cu el. Până la un punct cât am putut eu să merg, știi? Asta ca paranteză așa. Bun, și vine acolo și bă, ce fac eu cu școala asta de drift, frate, că acum, pe lângă noi, am început să mă informez. Cum fac? Eu nu mă gândisem cum vine, mă sună cineva și încep. Da. N-aveam spațiu, n-aveam loc, n-aveam nimic ca paranteză. Știi, am urmărit podcasturile tale, sunt foarte interesante, așa cum am putut eu să le urmăresc. Că nu dau like, că nu dau like, iartă-mă, fac parte din categorie, mai dau câteodată. Știi, asta nu înseamnă că nu sunt la corect sau... Important. Bun. Bă, frate, știi foarte bine. Eu, cum ai spus și tu, n-am avut, bă, nu șpiț sau lat așa în fund, știi? Bă, n-am avut nimic care să mă propulseze. Din contra, ai mei, într-un târziu au fost de acord... Așa cu ceea ce fac, pentru că, de ce? Ca și părinte, bă, am un băiat, frate, pune toți banii pe care câștigă, întroace în mașini, în fiare, să duce, da. Cheltuie toți banii, știi? Și n-am avut, frate, niciun ajutor. Da. Bă, m-am dus singur pe drumul ăsta. Mă, singur. Să fi fost și tata. Bă, măcar îmi duc, bă, inginer, m-a avut tot să-i fost. M-a ajutat cu niște informații. Tata inginer constructor, știa cu fiarele, cu betoanele, cu rezistența cimentului, a fierului. A fost până Libii, până Egipturi, a construit ce a făcut el pe acolo. Bă, m-a ajutat dacă eu eram... Corect. Bă, mecanic, auto să-i fost. Tata, ce fata? Păi eram grav, mă, că nu mai... Tu înțelegi dacă aveam tata mecanică, eram probabil, înțelegi, mai... Da. Aveam și o satisfacție sau titlurile, câștigurile veneau mai rapid, în fin. Și îi zic omului, am început să mă informez. Băi, unde mă duc eu cu omul ăsta? Lasă, unde mă duc? Ce fac? Cum îi spun eu? Cum? Ce structură fac eu cursul? Fortuni, mă pun la calculator, caut. Drift School. Drift School nimic. Drift School Hungary, Drift School Bulgari, Drift School... Bă, pe lângă noi să iau școală de drift, să văd și eu cum fac ăia, cum e structura cursului, ce face, bună ziua, bună ziua, am venit la drift. Bagi întâi, a doua, trași una de mână, dai blană, vututu. Bă, nu cred că merg lucrurile așa, știi? Bă, și n-aveam de unde să mă informez, frate. Singurele școli la vremea respectivă, sau mă rog, nu știu, tutoriale din astea cu how to, le-am găsit prin Irlanda, prin Anglia. Te-am obosit, a? Nu. Și am văzut acolo, frate. Mă chinui să nu te întrerup. Da, nu că vreau să dau răspunsuri cât mai complexe, mă, și le dăm oamenilor informații, știi, nu vreau să fiu așa. Încerc, știi? Să nu mă bag deloc. Da, mulțumesc, apreciez. Și bă, frate, am văzut acolo cum făcea un tip, un om, știi? Zic, bine, mai că a rezolvat-o cu asta. Mașina, aveam un urs prăjit V8. Înțelegi? Hai, mă, că încep cu ăsta, altul n-am, știi? V8. Bă, locație. Totuși. Bă, cu locația a fost greu de tot, frate. Bă, cu locația a fost greu în primul rând, că foarte mare greșeală. De regulă, uite, pilotajul sportiv, de regulă, când vrei să-l accesezi și cineva vrei să te trăinuiască, toate disciplinele de motorsport se desfășoară pe circuit, cu mașini. Da. Anduranță, mă rog, astea, lăsând la parte autoslalomul sau cu toate, și că la tot e un circuit improvizat. Da. Bă, da, e anduranța, e time attack-ul, e, înțelegi? Da. Sunt cursa, de circuit, cursă, înțelege, contra cronometru pe circuit. Bă, nene, trainerul trebuie să meargă cu tine pe circuit, să-ți arate tras așa. În drift nu e așa, este invers. Nu, prima oară, cel puțin ăsta este principiul meu. Și am și argument. Prima oară trebuie o locație, mă, un pătrat de 2-3.000 de metri, da? 2-3.000 de metri pătrat sau un dreptunghi, unde tu să dezvolți baza cu elevul tău. Pentru că degeaba bagi un elev pe circuit, pe Alice sau pe cineva, hai mă, la 150 trage frâna de mână.
nu înțelege nimic. Și am avut elevi din Italia, am avut elevi din Franța, am avut oameni care din Dubai, care ai căror treneri a băgat pe circuit. Nimic, frate. Bă, nu știau nimic. Mă, cu ce încep? Cu cercul. Cu cerc încep. De ce? Încerc. Pentru că noi acolo, în cerculețul ăla, descoperim echilibrul și lucrăm în plaja de cuplu a motorului. Deci cercul, gogoașa, a, fac gogoși. Păi stai că nu facem gogoașa. Dani, nu facem pe aia cu virea la maxim. Și asta zic că aia e... Nu, frate, facem. Acolo se dezvoltă, din cum văd eu lucrurile, explic omului. Uite de ce trebuie să lucrăm aici, cuplu motor, mai important decât puterea. De ce? Pentru că cuplu este momentul de eficiență maximă al lucrării motorului. Al lucrării motor din lumea asta, în funcție de structura lui, natural aspirat, supraalimentat, etc. Tu aici trebuie să te joci în plaja asta de cuplu, cât îți oferă ție plaja de cuplu, ca să poți să rup. Ce le spun oamenilor acolo, știi? Bă, frate, mi-am cerut scuze la omul ăsta, zic, domne, uite așa, așa, mai durează puțin, trebuie să formez o grupă, l-am amânat o perioadă, știi? Da. L-am amânat. Ai, domne, că nu e problemă, mai vine cu un prieten, știi? Nu știam. El își dorea tare. El își dorea tare, mă, frate, și fii atent, își dorea tare omul. Și până la urmă am făcut, frate, și prima locație a fost undeva între Slobozia, între Urziceni și Slobozia, la Căzănești, este o fost autobază, cum era, știi, SMT, SMA, cum era, da, betonată pe jos cu da. Combine, da, 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 frate. Și am acuzit acolo conexiune, am stat ceva timp acolo, 2-3 ani de zile, frate. Trebuia mașinile de genul ăsta fac zgomot, frate. Activitatea desfășurată face zgomot, scârțit, poncănit, evacuare și așa mai departe. Și deranjeze. Asta era undeva în câmp, la ieșire din Căzănești pe stânga, când trebuie spre Slobozia, în fin. A fost bine. După care acolo, la un moment dat, nu, din anumite motive s-a vândut locația, a preluat-o altcineva și așa mai departe. Și am fost nevoit, frate, să mă mut. Am fost și pe Siristea Gomeș, frate, pe aeroportul ăla, știi, așa, a fost aia bază militară. Și acum am o locație și uite, tot așa m-am chinuit. Și dintr-o joacă și dintr-o glumă, frate, și cu fiecare curs, și cu fiecare om pe care l-am cunoscut, oamenii sunt diferiți din punct de vedere temperament, comportament, calități și așa mai departe, mi-am îmbunătățit tehnica asta de a transmite mai departe cunoștințele. Și am devenit și eu alături de ei și ei din ce în ce mai eficienți. Adică, perioada de timp în care obțin performanța este mult mai scurtă, așa cum vedeți. Și nu am niciodată pe Alice în discuție, că niciodată nu mi-a plăcut să vorbesc despre copiii mei aici. Îmi place să vorbesc despre copilul meu, în primul rând, că este sănătos și drăguț, să spunem, da? Dar că a luat Alice locul 1 sau câștigat sau înțelegi? Nu-mi place. Și mai am un motiv, mai am și alții, frate, care au făcut. Adam, da. Ediniță, am campion la clasa semi-pro. Campion, anul ăsta am avut podiumuri la toate clasele. Junior, street, semi-pro și pro. La 4 clase, exceptând-o pe Alice. Deci dau la o parte pe Alice. Chiar și cu Alice la o parte am avut podium cu elevii mei, cu fiecare, cel puțin un elev, la fiecare. Asta ce înseamnă? Că pentru cei care vor să acceseze, vorbeam puțin mai devreme, știi? Și ceea ce... Să te întreb eu acum, da. Niciodată. Am și spus-o. Nu că pe măsură ce eu avansez discuție, întrebările tale se duc, fără ca tu să mi le adresezi, știi? Stai, întreb acum am spus-o în repetate rânduri, deci de ori. Niciodată nivelul motorsportului din România nu a fost la nivel mai ridicat ca acum. Niciodată, dar niciodată. Niciodată. Și nu spun eu asta. Știți ce spun? În primul rând, pragul de vârstă coborât al participanților, piloți, profesioniști, fras, legitimați fras, da? Unul la mână, doi la mână. Ok, ei vin, participă. Bă, dar ce fac? Bă, fac performanță. O dăm la o parte pe Alice. Adam, Niță, Imre Junior, Natalia Iosac, Toni Negreanu, vorbim de copii, frate, sub 15 ani, înțelegi? Bă, ăștia fac performanță. Ce înseamnă asta? Că motorsportul este foarte tare în România. Da. Și noi mai și mergem în afară și uite, vin cu niște informații. În afară nu au așa ceva, frate. Nu au copii. Motorsportul în afară nu este pentru copii, este de la o vârstă încolo. 18, 19, 20, cazuri foarte rare. Foarte rare în care copiii sunt la volan. Nu vorbim de adolescenți, copii sub 15 ani. Nu mă întreba de ce. Nici nu mă interesează. E treaba lor. Da, corect. Nu mă interesează. Important este că România furnizează. Ba mai mult, avem mașini, uite, Daniele, care merg. Într-adevăr, uite o completare la ceea ce spuneai tu mai devreme. Bă, frate, că activezi în domeniu. Da? N-avem ce să facem. De ce mașinile noastre arată urât, frate, și arătau? Pentru că, în primul rând, noi făceam un compromis, ne aveam bani, frate. Bă, vreau să fiu acolo. Pentru mine să pornească motorul suficient. Cum arăta mașina, voiam să fiu acolo. Ok, am mai făcut și noi bani, a venit parteneri, sponsori. Bă, ne lovim de altă problemă. Seriozitatea oamenilor din domeniu. Alo, Fibra! E gata miercuri. Nu e gata miercuri, e gata marți, altă după Paști. Păi stai că nu e gata, sunt ale gata. Și du-te la ăla, și fă pe ăla, și lucrează după ăla, înțelegi? Toate astea
cu timpul o să se dezvolte și astea. S-a dezvoltat, l-avem pe Blondu fibra. Alo, Blondu, vezi că nu e gata fibra mâine, dar când e? Ieri. Ieri iau fibra la Blondu, ești nebun. Mă, ieri o iau. Nu știu cine e Blondu. Dar... Blondu fibra este primul fibrist din România. Da? Da. Mihai Blondu, îl știi, mă, frate. A avut urs, a avut, îl știi, este, e și motociclist. Da. Îl știe, generația noastră, frate, da? Deci iată că s-a triat și... s-au triat și, cum să spun eu, segmentele astea, da, domeniile astea de motorsport care ne ajută pe noi. Wow, au rămas oamenii serioși, au rămas oamenii care într-adevăr vor să faci facă bani, să faci treabă. Da. De-aia și mașinile noastre acum arată mai bine. Și să știi că nu prea ne mai importăm piese de fibră. Avem și noi în țară oameni care a venit acum discuția asta. Mașinile noastre și arată bine. A, că le lovim și nu, e greu să le mai facem la loc repede. E greu, aici e vorba de bani. Iar... bani, chipe, fac compromis, piese, da, să ai multe piese de fac compromis. Și asta s-a întâmplat cu școala de drift. Și fără să-mi dau seama, uite, școala de drift a generat un număr de piloți care activează acum în campionatul național și au performanță. Poți să vin la școala ta de drift și să-mi aleg modul de așa, just for me, sau tot, adică există un modul, să zicem, care e mai ieftin. Nu știu dacă ai mai multe sau mai puține, sau există un singur tip de training acolo la care poți să participi la școala de drift, dar există și pentru amatori și pentru profi, cum ar veni, adică ai oameni care vin și zic, băi, Sorine, eu vreau să mă antrenez, să-ți plătesc eu o sumă de bani, nu știu cât costă, și să mă dau un campionat. Adică eu de asta vin la tine să fac școala de drift, că urmează să mă dau un campionat, adică hotărât. Și... poate există și cazul ăla de oameni care vin și zic, băi, eu am o mașină, vreau pentru mine să învăț, să o controlez, să nu vreau să mă dau în campionatul de drift. Vreau doar să învăț așa, să am un cadru unde să pot să învăț să controlez mașina. Există și cazuri de astea? Uite, mă uitam la tot podcast cu Silviu. Da. Cu Toma. Da. Bă, tare. Prezența omului la tine în podcastul ăsta a fost tare. Da. Bă, foarte tare. Deci, cum vorbește, cum se exprimă cunoștințele. E o plăcere. Îi sorbi vorbele și cuvintele. 20.000. A investit în el. 20.000 de euro. Da. Da, frate, știu. Nu e ieftin adică, acolo. Nu. Ce zic, dacă nu. Dai 20.000 și vorbeai prost, era greșit rău de tot. Bă, nu e o regulă, să știi. Da, mă, nu e o regulă. Atenție. Da, știu. Nu au e, mai da, fost asta alții care adică... s-au mai dus pe la cursuri și pe la... Da. Da. Vezi că omul, adică nu trebuie să spun eu. Da, mă, da, foarte bine, bravo. Și da, să-ți mai spun ceva, modul de comunicare cu cei care te urmăresc este foarte important. Mă rog, mod de comunicare. Bă, cum te faci, carisma, cum ești tu plăcut. Omul are și da, carismă, e îngrijițel, da, e bărbirit, e aranjat. Și-a pus și păr. A, da? N-am știut. Nu contează și fără păr. Da, mă, nu contează. Ai înțeles? Bă, e o plăcere să urmărești, da, înțelegi? Da, o plăcere. Place de el, are chimie. Are, te conectezi cu el, frate. Da. E. Și ceea ce spun eu acum, probabil că mulți care au urmărit și podcastul cu Sil vor regăsi. În primul rând, activitatea pe care o desfășoară acolo atinge toate genurile astea de oameni despre care tu ne-ai povestit puțin mai. Bă, nu mă interesează să fac eu performanță. Și am oameni de genul ăsta. El vine, se dă acolo, a învățat, el e mulțumit acolo, din diferite motive. N-am timp, eu ce fac aici pentru mine, e să mega mulțumit. Adică am venit și nu știam să dau un cerc și acum la 80-90 cât îmi permite mie suprafața aia, cu a doua, cu a treia, ții mașina de rapaj, eu nu credeam vreodată că... Cum ți-am zis eu ție mai devreme de muzica populară. Bă, nu crezi în ce e în tine până nu ai un descoperitor, știi, să-ți aducă la suprafață, să te ajute să te dezvolți. Omul e mulțumit. Într-adevăr, am și oameni acum cărora le închiriez mașini pentru care fac asistență, pentru care fac logistică, pentru care fac spotter, sunt spotter, tren și așa mai departe. Bun, să luăm pe rând, da? Nu am un modul anume. Eu am două variante de curs. Cursul de o zi, da? Și cursul de două zile. Okay. Cursul de, este structurat în felul următor. Avem patru module, da? Avem generarea driftului cu ajutorul frâne de mână. Fiecare modul la rândul lui este compus din foarte multe elemente. Nu are să dezbat acum că o să plictisesc. Da. Bun. Dar avem așa, venim pe linia dreaptă, tragem frâna, un cerculeț, două la început, după care venim unde le spun oamenilor și niște, cum ai spus tu mai devreme, niște lucruri tehnice. Trebuie să știm foarte bine și ce înglobează mașina. Băi, lucrurile elementare, să-l faci pe mâna să înțelege prin, cum să zic eu, exemple și paralele, iartă-mă, te rog, foarte simple pe înțelesul fiecăruia, ce înseamnă o mașină. Îți dau un exemplu. Vin la drift mulți, da? Bă, tehnica de pilotaj acolo... Învățăm și o tehnică de pilotaj, cum să pilotăm, nu doar să pilotăm. Îți dau un exemplu, în derapaj, la stare, în drift, treapta de viteză, schimbarea treapta de viteză este foarte importantă, sau clașcă, frate, da? Când rămâi fără busa, fără paua și nu ești nevoit să nu schimbi treapta de viteză în inferioară și apeși și ambreiajul, se numește clasic, cu piciorul drept în blană, în accelerație, da? Și cu stângul, adică mai dai, mai aduci la viață cumva, știi? Da. Este un compromis pe care îl faci. Bă, dacă nu să faci manevra aia, spari, mă, știi ce, rupi o piesă din transmisie. Îți dau un exemplu, de la placă de presiune, nu știu, 5 piese pe care le are ambreiajul, placă, disc, ce are el, cardan, planetar, suspensie. Eu asta am învățat, cum să dea drumul la ambreiaj, să patineze puțin, să înțelegi, pentru că a fi brutal, asta le spun tuturor, a fi brutal și a avea impresia că tu ești foarte brutal, adică
asta nu înseamnă a fi și rapid sau pe placul mașinii. Mulți consideră că dacă sunt brutal, sunt rapid. Nu, poți să fii foarte rapid, dar finuț. Mă uitam... Mașina asta nu resimte lucrurile astea și celelalte. Te întrerup de la motociclete, că pe mine m-a luat o boală cu mersul cu motocicleta pe circuit, acum la bătrânețe. Și mă uitam, Și mă uitam, cum ai luat tot cu muzica populară, am luat cu motoretele pe circuit. Și spunea unii la un moment dat că, bă, când dai drumul la frână, deci tu pui frână la motoretă, da. Pui frână, da, de la... E greu rău, cu alea de 1000, nu, nici nu vreau să discutăm. Bă, când dai drumul la frână, nu dai drumul așa, dai drumul ușor, înțelegi? Da. Și când o calci, tot așa, toate mișcările pe care le faci, toate mișcările trebuie să fie cursive. Exact, nu să, fie să se lege una cu alta. Nu trebuie să bruscheze nimic. Să fii brutal, da. Așa și aici. Să curgă, știi? Da. Și atunci... Îți dau un exemplu. Asta investi pe oameni. Păi da, dar fii atent că lucrurile astea le-am cules și eu. Să spun cum. Toule, salut. Tou, Togarda veche. Urs. Faci acum compresor. Îl știi și pe Tou. Bă, frate, să spunea de Tou, bă, nene, zice, Tou schimbă trei cutii pe săptămână de viteze, știi? Mm-hmm. Bă, cum dracu schimbă ăsta trei cutii de viteze? Că zic eu... Ce le faci? Bă, și trece ceva timp. Și la un moment mă nimeresc cu el, nu știu, într-o mașină. Făcea o probă cu o mașină pe la Dorel, pe... Da. Gherghiție, pe acolo, ursului, pusese motor. Dă tot a doua, frate. Ba, da tot a doua, zbrati motorul lunete și nebun cu spate, cu undeva pe acolo, cu ciuc, cu măciucă, cu dușmănii. Ornament, cu a doua, înțelegi, a zbrati motorul, așa zic, bă, ce trebuie să sparg lunete? Zic, bă, toule, auzi, măi, acum realizez, mă, de ce schimb tu trei cutii, ești nebun? Ce dracu ai zic cu cutia ai? Păiați, s-a pus pata, zic, frate, oh, nu, frate, că eu așa schimb. Ambreiajele alea, adică, bă, mașina aia nu mai era mașină sub el, era un chin. Yeah. Iar mașina, am spus-o și o să o spun și știu, chestia asta are viață. Ea dezvoltă un limbaj. Are limbajul ei. Ea nu consoane, vocale, fraze, cuvinte și așa mai departe. Tonalități, sound-uri și zgomote. Ea în permanență îți comunică câte ceva. Îți dau un exemplu. Trebuie să fii pilot. Merge mașina. Cloncăne, boncăne. Clanc, 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 clanc. Undeva se aude. Bă, mașina aia spune. Bă, nene, mă doare și pe mine. Te doare un șold. Da. Bă, nu stai. 2-3-5 săptămâni, că s-ar putea să intervină asol cu cuțitul, știi? Bă, dacă te duci la o recuperare, faci o radiografie, un RMN, iei din timp, din pripă, rezolv treaba, așa și mașina. Și ajungi, Ford-ul, cele mai proaste mașini. Păi auzi, mă, tu când ai verificat ultima oară nivelul uleiului? Auzi, mă, filtrul de motor, nu mai pornește, mă, Ford-ul e cel mai prost pe injecție, știi? Înțelegi ce spun? Da, au nevoie de foarte multă atenție mașinile. Foarte, mult mai multă atenție decât cred oamenii de rând că au nevoie. Nu, atenție normală, Dani, nu foarte multă atenție. Noi spunem foarte multă atenție că ele n-au parte deloc de atenție. Pentru oamenii de rând... N-au parte deloc de atenție, Dani. Tu pui un telefon, îl pui la încărcat. Asta e tot ce faci cu telefon. Dacă ți-ar spune că trebuie să schimbi nu știu ce, să dai cu pastă, să cureți aia, să faci microfonul, duci până la o revizie, că ai praf în microfon, nu te mai aud, deci nu te mai aud de mâine, spune, bă, nene, ai o problemă. Îl ții cu cheile în buzunar, îți scrie display-ul. Oamenii consideră că mașina, am cumpărat-o și mă merge la revizie dacă e, dar nu, e complicat. Da, să revenim la modul, iartă-mă. Bun, deci, în primul rând, domne, vreau să fac, să dreg, să mă duc acolo, să... Ok, nu le rup entuziasmul din prima, dar le spun, domnule, uitați, știți care este treaba. Și eu așa lucrez. În primul rând că fac se face o evaluare, da? A viitorului pilot, a pasionatului și așa. Și eu spun, domnule, n-o să spun eu. Tu singur o să-ți dai seama și o să-ți dai răspunsul dacă ești în stare sau nu să vii în campionat, știi? Zic, sunt niște pași prin care trebuie să trecem și alături de care trebuie să trecem, alături de mine trebuie să trecem și la un moment dat tu o să fii propriul tău evaluator. Vei fi propriul tău, tu o să fii cel care o să spună, bă, mergi sau nu mergi. Da. Și îi simt și îi văd. Eu, în primă instanță. Nu îi spun, bă, ăsta știe, nu știe, mai sus decât medie, dar am avut și surprize. Sunt oameni care au talent, că fără puțin talent n-ai ce să faci, dar sunt foarte dedicați și serioși, frate. Foarte focusați și concentrați pe ceea ce fac. Sunt unii care sunt talentați și mai vin din partea asta de underground, știi? Uh-huh. Așa cum și noi am venit. Dar câteodată iau așa și tot, Caterin, e mișto și asta. Dar cu oarecare limită, știi? În momentul în care te simți prea stăpân pe tine, prea, știi? Cam despre asta este vorba. Dar una peste asta este bine. Deci, singurul modul cel mai scurt pe care poți să-l accesezi în cadrul școlii de drift este cursul de o zi. Da? Și acum vine întrebarea. Bă, dar care e diferența? Că știu care e întrebarea. Care e diferența între cursul de o zi și cursul de două zile? Și acum îți dau următorul exemplu. Și acum vine Alice. Zicea, unul are o zi și unul are două. Da. Diferența este următoarea. Și fac aici o paralelă. Din 5 cursanți, să spunem, într-o zi, sau din 5, să spunem, cu toate că nu programez mai mult de 4, da? Mai mult de 4, să spunem din 5, da? Într-o singură zi, cu unul din cei 5, pot atinge toate cele 4 module. Înțelegi ce spun? Adică trec și la modulul al 4-lea. Okay. Ăla este omul care este peste medie real talent, care și va deveni pilot și într-o zi campion.
Okay. Așa s-a întâmplat cu toți cei care au fost acolo. Restul de patru sunt doar la cele trei module. Sunt oameni normali, conducători auto mai mult, mai puțin pasionați, care simt mașina, care înțelegi, dar nu au calitățile astea, care nici ăsta nu știa de fapt ce zace și ce ascunde, știi? Ok. Și a doua zi, cursul de două zile, îți oferă posibilitatea celor care nu pot într-o singură zi să acceseze sau al patrulea modul să vină. Deci avem mai mult timp de antrenament, înțelegi? Okay, okay, okay. Bun, totul este foarte concentrat, totul este foarte... Nu e diluat, avem foarte multă practică. Este și teorie, teoria alternează. Eu supervizez, sunt acolo cu ei în permanență. Nu mă duc eu, hai, vezi aici 100 de litri de benzină, 20 de cauciucuri, dă-i acum, fă ce ți-am zis și vezi că eu mă duc aici și Beau cafea și vin. Nu, tată, nu, stai de el acolo, stai de om. Nici nu trebuie să-l pistonezi să fii cam așa de costul, nici aia când, mă rog, am principiile mele, când vezi că greșește a patra, a treia, a patra oară aceeași greșeală, are nevoie de relaxare, este și mult factor motivațional, este multă psihologie, cu omul trebuie să-și se conecteze, eu acolo sunt natural, că mă, știi, că purtăm mășchi, că la un moment dat așa e societatea asta ce n-a evoluat, știi? Da. Și le spun din prima, bă, oameni buni, iertați-mă, mi-a cea mai scap și în jurătură, mai așa, pentru că sunt natural. Da. Mi-asum și îmi cer scuze acum de la început, dar așa funcționează aici treaba și așa... Cât costă? Vă dezvoltați. Dani, cursul, ținând cont de toate schimbările astea, pentru că depind foarte mult de combustibil și fără niciun fel de catering acum, Doamne chiar ferește. Folosesc OMV-100, în mașinile mele atât de competiție, pentru că cei care ne urmăresc trebuie să dăm, să dăm și câteva informații. Mașinile pe care le folosesc ca motoare stock. Dar, datorită experienței în domeniul tehnic auto pe care am dobândit-o, am aflat foarte multe lucruri importante pe care, uite, cu ajutorul vostru și prin intermediul vostru, celor care fac lucrul ăsta, cei care ne urmăresc trebuie să știe. Benzina nu are rolul doar de a produce explozia în camera de ardere, ci și de a răci. În momentul în care ai temperaturi foarte mari, benzina și răcește. Iar un combustibil de calitate, eu asta folosesc, nu fac reclamă acum, știi foarte bine. Adică cu o cifră octanică mai mare. Cu o cifră octanică mai mare și de calitate mai mare, pentru că benzina e diluată cu niște aditivi, să spunem, da? Okay. Ei bag aditivi. Aditivi ești aici și nu am spus, uite, DOP Motorsport a făcut testul ăla care mi se pare foarte șmecher, frate. Mm-hmm. Și ai văzut pe Dyno toate tipul, mă rog, DOP ăsta, OMV, ce mai sunt? Iar, da, și s-a văzut acolo cărarea în urma unor valori reale, da? Performanță, valori AFR, temperaturi cu senzor și așa mai, adică testul ăla mi s-a părut super profi, s-a văzut clar că OMV-ul este acolo, sus, prima, da? Deci eu desfășor pe mașini din asta spuneam... Combustibilul și prețurile te influențează foarte tare. Da. Cursul de o zi este 800 de euro și cursul de două zile este 1000 de euro. Da, sunt patru cursari maximum programați. Destul de rar se întâmplă să fie patru. Perioada de desfășurare este 10-16. Se întâmplă să mai întârzi 50 minute la început, dar întotdeauna ce întârzi prelungesc peste și niciodată, chiar dacă nu întârzi, întotdeauna prelungesc. Niciodată n-a fost strict. Bă, știi, și gata, 16, rupeți poarta, vedeți bariera, gata. Nu, nu e frumos, nu e elegant și nici nu omul, bă, să simtă, mă, a venit acolo să se bucure. Le dai și diplomă? Da, și diplomă. Aici șmecherie. Aici sunt banii din una. Și diplomă. Tati, eu pui acolo la birou, frumos, ramă. Și alternăm. Și să mai spun ceva, să zic, uite, să mai dau niște detalii interesante. Și la fel și vin cu niște detalii pe care și eu le-am descoperit alături de oameni ăștia acolo, față de care m-am dezvoltat pe ceea ce fac eu acum, partea de trăinuire, care vezi că e ușor, ușor cam asta. Sunt pe alt drum acum, știi, tot aici, dar pe alt drum și niciodată nu credeam că o să fac altceva, tot în domeniul ăsta, să-mi aducă bucurie mai mare decât a fi la volan. Eu nu concepeam până acum și am și spus-o și public de multe ori, zic, dacă vrei să mă pedepsești, ia-mă din mașina de drift, dacă vrei să mă nenorocești pe viață. Da, și uite acum, nu mai vreau să mai măsui, nu mai vreau pentru că, deci, împlinirea și ceea ce primesc, în momentul în care sunt pe margine, cu oamenii ăștia, bă, frate, mai mare, mă. Răsplata e mai mare, nu financiară, nu vorbim despre bani. Da, eu l-am spus șestor aici, bă, eu nu v-aș lua mă banii, dar eu când mă la întreținere, bună ziua, doamna, bună ziua, domnule, de la 47, întreținerea, păi am venit și la întreținere, domnule, sunteți cu drift, da, cu drift, dumneavoastră? Nu plătiți, sunteți cu drift. Nu, ce, dați-mi și mie, 8 cauciucuri de alea sparte, lăsați-le aici în col și, bă, nu v-aș lua bani, dar eu când mă la întreținere, frate, îmi cer bani oamenii. Din păcate, dar n-aș lua bani, pentru că mulțumirea și împăcarea e, adică răsplata este mult mai mare în momentul în care vezi că omul ăla evoluează alături de tine. Banii trebuie pentru că și eu îi dau mai departe. Da. Chiria. Dacă domnule, la OMV, păi nu plătiți astăzi, că dumneavoastră sunteți cu driftul. Da. Bac banii nu poți da de la mine, că nici eu n-am. Dacă aș avea bani, aș face caritabile. Înțelegi? Da. Dar nu-mi permit, asta e ideea, știi? N-ai cum. Trebuie să trăiești de undeva și oamenii trebuie să înțeleagă că ăsta e jobul tău. Da. Adică tu nu ai alt job, tu nu te duci să vinzi, nu știu,
radiatoare auto de la 9 la 4 după amiaza și după aia te ocupi de drift. Nu, jobul tău 100% de dimineața de când te trezești este să te ocupi de drift și să faci bani. Și tot din aria asta, familie, da. Înțelegi? Nu, adică tot pentru drift. Și pentru drift și pentru întreținere și pentru toate lucrurile astea. Că să trăim. Trebuie să plătești întreținerea ca să poți să te duci la drift. Dacă nu, da, corect. Adică știi? Da. Și atunci de asta spun. Oamenii trebuie să înțeleagă că tu faci, ești dedicat 100% și de asta spuneam la început, că dacă tu ai putut, sau în podcastul cu Alice, cred că spuneam, dacă tu ai putut, dacă tu ai putut să ajungi aici, nu există scuză să zici, bă, n-am bani. Eu nu sunt Xulescu care taicăsu are firmă de construcții și a băgat bani în fundul lui și eu nu pot să am. Nu, asta e o scuză penibilă, doar ca să nu pui osul la muncă și să arăți că de fapt se poate. Că așa să ne lamentăm, să ne găsim scuze, e foarte simplu. Adică eu știu cum o ce la meditații. Mă duc la meditații, înțeleg? Pac, sunam la ușă, ai înțeles? Era prima dată când mă duceam la, era nouă. Profa, știi, de română. Sunam la ușă și doamna avea un apartament de 5 camere și culmea e că făcea meditații în ultima 5? Cameră. 5. Unde? În ce zonă? În Colentina, ceva, Tei. 5 ceva, camere? 5, nu știu, 4, 5. Nu e în calcul și baia sau bucătăria, nu știu, sau frate, un hol mai era mare. Era un apartament imens. Era, n-am stat să-i văd toate camerele, da. Nu mergeam la femeie să văd câte camere are, dar era mult de mers până la camera unde făceam noi meditații. Era prima dată când m-am dus și am sunat la ușă, am stat cam 15 secunde, am văzut că nu răspunde nimeni și am plecat. Nu e acasă. Da, mă. Tu de simplu, înțelegi? Am scăpat de meditație. Da. Uite cum am... Ceva mai frumos să se întâmple de-atâta, nu te... Ce na, băi, eu le și spun oamenilor maxim. Acum, băi, știi cum mă simt acum? Cum? Bă, că am momentul ăla când nu venea proful la meditație. Era cea mai tare eliberare, da. Senzație. Am fugit de multe ori de la meditații. Dacă întârzia era problema lui, eu consideram că nu mai vine, înțelegi? Da. De asta spun. Când dar el de fapt venea din a cincea cameră. El sărac. Venea săracul de unde venea. Și atunci, de asta zic, ca să ne găsim scuze, e foarte simplu, noi ca oameni, să ne găsim scuze în viață. Bă, eu nu pot că n-am, mie nu mi-a dat. Bă, l-ai sponsorizat de cutare că are o pilă acolo și de fapt, cum să spun eu, e prieten cu ăla și de-aia îl sponsorizează. Nu e adevărat. Am văzut pe pielea mea, este foarte simplu, trebuie să pui osul la muncă, trebuie să te prezinți oamenilor, pentru că exact cum vorbeam, că faci niște rezultate și că ajungi să fii campion național, nu înseamnă că vor veni sponsorii să dea năvală peste tine că ai ajuns tu unde ai ajuns. Ba din contră, e altă muncă în care trebuie să te prezinți, trebuie să faci prezentări, trebuie să pui poze, mail-uri, în alea, lucruri pe care noi să pară. Nu mă pune să fac așa ceva, înțelegi? Sau PowerPoint-uri sau Excel-uri sau nu știu, dar pentru asta sunt alți oameni care ei se pricep la chestia asta și trebuie să facă asta. Tu să te ocupi de partea ta de condus, de făcut mașini, că vreau să mergem și în discuția aia de făcut mașini, să-ți faci treaba ta și uite, soția să se ocupe de prezentări, de, nu știu, PowerPoint-uri și așa mai departe, altul să se ocupe, știi? Fiecare e bun în ceea ce face, e foarte greu să le faci pe toate și eu înțeleg că e greu să le faci, dar, repet, cu niște muncă la început, poți să ajungi oriunde, din punctul meu de vedere. Nu e chiar așa cum credeam și eu la început. Și eu credeam la început la fel, că dacă o să ajung și o să fac niște evenimente super tari sau o să fac niște episoade super tari, o să vină sponsorii și o să mă caute cu bani pe acasă, de o să mă dea bani afară din casă. Că și tu să fugi, că nu-i vrei. Da, nu mai terminați. Bă, sau să ai de unde să alege. Mult, da, nu mai, de unde să alegi. Cu ăla nici nu vorbesc, nici nu semnez. Deci nu, nici nu se pune problema de genul ăsta. Trebuie să muncești, trebuie să te vinzi, trebuie să te prezinți, nu trebuie să-ți fie rușine, trebuie să treci peste multe lucruri și doar așa poți să ajungi la niște rezultate. Adică, repet, am omul în față care a făcut chestia asta și ca tine mai sunt mulți oameni care au plecat de jos, care n-au avut, eu știu, șanse, noroc, familie, rude. Oportunități, ajutor, ușa deschisă, ajut un fund, pe românește, da. Deci, se poate face prin muncă, se poate să ajungi la rezultate bune și mari și iarăși un lucru foarte bun este că tu, de exemplu, exact cum spuneai la început, domnule, fac mașini, am făcut 5 mașini sau 6, cât ai zis? 6, B4, 6, da. 3, 2, 8, nu? 2, 5, 2, 8, sunt niște criterii, vorbim și despre asta. Ai tu un secret, al tău secret. O rețetă. Nu e niciun secret, e o rețetă pe care tu ai probat-o în timp, adică este vorba de, cum să spun eu... De ani în timp, nu în ani, în zeci de ani, în primul rând pe mine, după care pe fetița mea, pe copilul meu, ea a fost cu alt cobai. Experiența, cum să spun eu, kilometrilor, înțelegi? Băi, eu am mers cu mașinile astea, am pus grup de ăla, am pus planetare de alea, am pus roz de alea, am încercat să-mi zlicule de la Nankang, am încercat de la Michelin, 7 feluri de setup de geometrie. La geometrie. Băi, eu, repet, am fost la Nürburgring acum în vară, am filmat acolo, tare, așa, da. Așa. O geometrie la Nürburgring e 1000 de euro.
1000 de euro. Vrei geometria? Vină la noi că-ți facem noi geometria. 1000 de euro. Păi la noi cât e, mă? 200 de lei? Cât e, mă, geometria? 200 de lei? 200, 300, depinde unde o faci. Gigi. Și tu vrei la 300 de lei să stea mașina bine, nu? Uite că stă și la noi. Dar să faci tu. De acord cu tine. Că când mă duc la geometrie, am un băiat acolo care, uite, fă așa, drege, așa, fă așa. Nu e geometria unei mașini de stradă. Bă, familie, pe verde. Mai ales nu, vreau cădere, tow in, tow out, vreau cambă și așa mai departe. Brațe reglabile exact. Față de mașina exact. De stradă. Se dereglează după fiecare. Păi, în fine, ascultă. Bun, zic cu mașinile, că uite, am niște întrebări și... Hai să concluzionăm partea cu școala. Da, hai cu școala. Bun, deci... Vin oamenii, 800, se dezvoltă 800-1000. Da, asta este... Asta da, este... Dar prețurile sunt publice, sunt și pe site. Eu te-am întrebat da. Că poate se uită cineva și sunt ferm convins că... Eu, de exemplu, când intru pe un site, urăsc să nu vă prețul. Bă, urăsc. Nu, da, nici mă. Sau un anunț, vând mașină da. Sau vândă. Nu, prețul. Păi nu e neprețuit, da. Înseamnă. E neprețuit. Înțeleg, domne, să sune dacă... Dar nu vreau, mă, vreau să... Poate e 800 și eu credeam că... Genul ăsta de persoane au, sunt persoane care au timp. Da, treaba lor. Nu ne interesează. Bun, deci prețurile sunt și pe site. Le-am și zis aici, între 800 și 1000, o zi sau două. Aparent par prețuri mari, însă, dragilor, este școală de pilotaj, nu este școală de șoferi, de conducători auto. Este foarte mare, foarte mare atenție. Băi, vreau să-ți mai spun ceva interesant. Te rog. Și uite, tot la Silviu Toma, zbor cu gândul, că mi se pare că ai adresat și lui întrebarea asta, dacă nu mă înșel. Băi, să știi că, uite, timid, dar se mișcă lucrurile către bine. Și vezi tu, noi tot vorbim despre... Fenomenul ăsta cu accidente care grupașii... Tu vorbești sunt... mult la televizor de treabă. Da, nu, dar fii atent. Adică... Măi, oamenii au început, iartă-mă, Dani, în au fenomen. Început oameni, cei din categoria oamenilor cu situații excepționale, okay. pentru ai căror copii cumpără mașini, așa cum eu consider că ar trebui să fie mașinile alea, ești milionar. Pă bune, ei Renault Clio, restul, fii tu. Nu, iau nu, Patrol. Ei, ai înțeles? Bun, ei Patrol, am înțeles, dar dacă, ceva nu, mare. Dar dacă nu poți să iei Patrol, nu iei. Da. Corect sau nu? Da. Nu e Daihatsu Terios. Da, nu. Corect? Nu. Bun, ok. E mai, în primul rând o mașină sigură. Da. Mașinile cele mai sigure sunt mașinile puternice. Pentru că o mașină puternică trebuie să fie și o mașină foarte sigură, de acord? De aceea avem alte materiale, materiale compozite, carboane, păiemuri și așa mai departe. Da? Ok, bun. Ceea ce nu înțeleg oamenii ăștia sau nu au știut sau nu le-a spus nimeni până acum, băi, o mașină de asta copilului, du-l mă și la o... specializare, să vadă ce face monstru ăsta, arma asta letală. Eu am crezut că părinții ăștia bogați cumpără mașini la 18 ani de astea super scumpe că s-au plictisit de copii. Eu asta e logica mea. Asta te duce cu gândul la... Eu acolo, adică eu dacă aș avea posibilitatea financiară și fiul meu ar ajunge la 18 ani acum, eu nu aș lua un M3. Eu aș lua 318. Da. Nu ești la M3. Eu. Da, dar să știi că școala poți să mori. Bineînțeles că poți. Știi cu, știi nu ești la M3. Nu mori în 15 secunde, mori în 19. Ok, zi, bun, știi? Hai să nu vedem. Mori în 15, mori în 19, Doamne ferește, că la caro adică. Așa. Măi, îmi bucur de rău este faptul că, uite, vin oamenii ăștia, părinții ăștia, cu ei de mână. Hai mă la Ene, hai la Toma, hai la foarte bun, mă Dani, bucur să aud. Trăim, adică și banii sunt, ne trebuie bani. Bă, dar mă bucur foarte mult să văd atitudinea asta. Da, e... Mă, se mișcă lucrurile, frate. Da, e bine. Omul ăla stă în anturajul lui, de nivelul lui, cu alți oameni. Da. Bă, uite, am fost cu filmul ăla, știi? Da. Că recomandarea sau ce vorba. Bă, nu că vine să-mi dea mie banii. Bă, da, nu arată-i, arată-i copilul ăla ce poate să facă o mașină de asta. Nu e vorba de bani. Și mai iartă-mă două secunde. Băi, copiii au imaginație, ca și noi. Mai ții minte prima oară când a rămas fără taicătul în mașină? Ce? Ți-ai dat fără liber imaginație. M-am dus într-o parcare și eu am tras frână de mână și nebun la cap. Băi, ce faci prima oară când rămâi? Faci și tu acolo niște lucruri pe care ți le-ai dorit tu, ți le-ai imaginat. Da. Înțelegi ce spun? Da, eu mergeam cu treapta întâi. Nu știam că pot să schimb a doua. Am înțeles. Ok, bun. Deci, ai mers cu treapta întâi să se întâi, după aia, după o zi de mers, dar nu mai zic că nu pot să zic aici unde mergeam și cum mergeam și la ce vârstă, mi-am dat seama, zic, bă, pot să dau a doua, bă. Da, înțeleg. Da, în sfârșit. Bine, fiind atras de partea asta, cum să zic eu, automobilistică, de show, de frână de mână, comportamentul ăsta și așa mai departe, bă, îmi căutam, că nu eram nici atunci în mașină, acum 20 de ani când mi-am luat permis. Nu, aveam 18 ani când mi-am luat permis. De seama, m-a dus la o platformă, într-un loc mai ferit, pentru asta, trăgeam frână de mână, mă jucam cu mașina. E, a adus copilul într-un loc unde să experimenteze și să-și dea freul liber imaginației, într-un loc sigur, legal, alături de unul care să-i spună, vezi, uite, acum vom depăși limitele. Dar ești cu mine aici și nu lovim bordură, nu lovim pom, nu lovim pe nimeni. Dar vezi că tu dacă depășești niște apă pe stradă, poate a doua șansă nu o să o mai oferi nici altuia, nici ție. Da. Înțelegi? Deci să experimenteze copilul. Odată ce ai satisfăcut pofta asta lui de a testa nu imaginația mai lui, într-o mare măsură poate nu.
într-o mare măsură. El poate va mai fi curios, dar, bă, știi cum, are ideea. Bă, dar stai, mă, frate, că uite ce s-a întâmplat acolo, știi? Și îi schimbă cumva optica, îi schimbă cumva mentalitatea și ești de acord? Sunt. Eu aș face chestia asta obligatorie. Și mă bucur mult că, uite, oamenii de genul ăsta, din categoria oamenilor cu posibilități, oameni de afaceri, business și așa mai departe, ușor, ușor se gândesc la copiilor, frate, și asta înseamnă educație. Eu aș da o lege la toate mașinile peste 300 de cai să fie obligatorie școala de condus defensiv. Ai mașină de 300 de cai, ești obligatoriu să faci școala asta. E obligatoriu, altfel n-ai voie să mergi cu ea pe stradă. Nu conduce defensiv, pilotat sportiv. Pilotat sportiv, cum vrei tu să-i zici. Conduce defensivă la pachet cu pilotat sportiv. Da, deci... Că cum, e conducerea defensivă, conducerea fel, pacient, dar ia-l și pe Zaberca să te învețe fel, trase și viteze și să stea mașina fel, să meargă la adereță, corect? Aș zice, nu mi se pare normal să ai voie să mergi cu motocicletă de 1000 pe stradă. Nu mai are 220 de cai, haiule, pe 200 de chile. Nu-ți imaginezi ce se întâmplă. Adică, unul dacă accelerează așa, se teleportează și ia și două, trei mașini cu el. Este, iar la, cum să spun eu, la 17, 18, 19, 20 de ani, inconștiența este la cote inimaginabile, înțelegi? Cum mai văd eu clipuri că fac ăștia pe internet, lucru care e foarte bun. Am văzut un clip la un semicocălăruț în care încerca să-i facă pe oameni să conștientizeze că dacă merg cu viteză prin oraș, nu demonstrează nimic și nu o să fie mai tari și poate să moară și există riscuri și, știi? Foarte bine că a făcut clipul ăla și mă bucur mult că l-am văzut și mai ales în cum să spun eu, în domeniul acolo. În care, segmentul. În segmentul respectiv, da. Știi? Deci mi-a plăcut foarte tare. Dar, cum să spun eu, nu o să schimbe asta situația foarte mult, știi? Nu o să schimbe dar foarte mult. Dacă părinții înțeleg, adică eu m-aș bucura mai mult ca acel clip să fie văzut de părinții cocălărei care să-și ducă copiii cocălărei la cursuri de drift, înțelegi? Decât să cred eu că copiii vor citi mesajul și vor înțelege, da, mare dreptate, la putem să murim. Pentru că atunci când ești la volan cu fetele, cu alea, cu vârsta, cu mașina, cu ți-a venit ăla lângă tine, i-a dat claxon, te face, te drege, nu te mai gândești tu la filmulețul lui Cutăriță sau la podcastul lui Daniel în care vorbea cu haiu și nu știu ce și nu știu cum. Dar... Nu mai zic asta, nu. Vreau să zic ceva, că eu am fost la un curs de motociclete și m-am liniștit când am venit acasă, dar nu m-am liniștit. Dar eu sunt un caz special. Da, nu mai vreau pe stradă, da, nu mai vreau. Vreau numai pe circuit. Dar asta spun, că în momentul în care mergi la circuit și îți descarci acolo adrenalina și nervii și toate lucrurile, mergi la un curs sau tu ai fost la o cursă sau te-ai dus la un curs de conducere defensivă, după aia când mergi pe stradă cel puțin câteva zile, ești mult mai calm. Și, cum să spun, te consideri cumva superior că tu ai făcut niște cursuri, știi să controlezi mașina mai bine, nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Și mai este un aspect foarte important. Te rog. În momentul în care susții un curs de genul ăsta, că e defensiv, time attack la aderență, derapaj și așa mai departe, trebuie luat în calcul un detaliu extrem de important. Că cel care este lângă tine și are menirea să te îndrume, îți și arată nivelul tău adevărat. Pentru că până să ne ducem acolo... Dar nu toți vor să știi. Adică păi, știi cum e ca și cum ai văzut mă la bătăi. Mă duc la sau nu te duci. Mă înțelegi? Nu te mamă, duci. Ce mă știu să țin o gardă, dau un croșeu, dau aia, da, mă, dar vezi că trebuie să mai știi să încasezi. Ia să vedem, embuștine, ești un bun încasator? Bă, că sunt unii buni încasatori, dai la pumn în cap și el nu cade, ești bun la cap. Nimic, da. Ia să vedem, deci tu trebuie să mai și alte și să aduci cu picioarele pe pământ. Asta trebuie. Să cei care vor să care fac lucrul ăsta, deci rolul unui trainer este bine, a aduce cu picioarele pe pământ, nu să-i spui omului franc în față, să-i dovedești prin nivelul lui și să-i arăți cumva într-un mod direct, dar indirect, unde e el, să-l lași pe el singur să-și dea seama, știi? Corect. Că mulți sunt entuziasmați, fac, că știi cum, și ne faci vis, mă duc acum, dau pe circuit. Că eu văd, eu în prima jumătate de oră sunt toți, ești nebun, după 20 de minute, după prima intrare la volan, s-au desumflat, adică și eu și le zic. De cam le zic așa, știi? Bă, băieți, ușor că nu e... Dar, mă rog, cum am eu stilul meu acolo, știi? Deci despre asta este vorba. Să și conștientizeze, să-și vadă nivelul. Nivelul, frate. Nivelul știu, la care ești cu adevărat. Nu prea își doresc să știe. Adică nu prea vor în orice clip a zilei să știe cât de bun sunt. Adică genul ăsta de oameni nici nu vor accesa cursurile de defensiv sau cursurile de conducere sportivă. Hai să vorbim de modificatul mașinilor, că nu știu cât timp mai avem. Păi de ce? Este limitat ca timp? Da, o oră jumate, cam așa. Păi de ce? Auzi, vrei să avem faci cu Sara podcast? A, o băgăm pe Sara. E perfect, păi vorbesc eu pentru ea. Îmi dai mie timp până și de 3 ore, gata. Sara, deci e perfect. Păi tot eu vorbesc. Așa. Așa. Hai să zicem, ai terminat cu școala? Ai bun. Terminat sau da, a venit soarele. Da. N-are așa. Nu, dacă te-l încurcă pe la față. E bine așa? Okay. Bun, hai să vorbim despre partea asta de pregătire de mașini, Dani.
Păi zi. Întotdeauna, făcând de mulți ani chestia asta, am ajuns să realizez niște lucruri și să le conștientizez. Unele le știam, pe altele nu le știam. Dar și pe unele refuzam să le accept și să le crești și să le accept. Asta este. Și mi-am dat seama, zic, bă, fără un material de concurs la un anumit nivel, n-ai cum să mergi să te bați cu aia afară. Că n-ai cum, e imposibil. Bunul bunului, da. Și întotdeauna le spun, zic, bă, aici... Nu e ca în tenis, când amândoi avem posibilitatea să jucăm cu aceeași rachetă. Uh-huh. Da, tu joci cu un Fischer, eu cu un Prince. Bă, dar e vârf de gamă, e nivel, uh-huh. Adică uh-huh. Sunt producători diferiți. Sunt pe acolo, dar jucăm tenis amândoi, știi? Diferența o să o facă poate pregătirea ta, impasul sau pasul în care ești în ziua respectivă, nu contează, înțelegi ideea, da? Este un sport individual, să spunem. Chiar și motorsportul, mulți spun că este individual, dar nu este. Pentru că partenerul tău, știi cine? Mașina, frate. Și le spun întotdeauna, zic, bă, dacă nu ai mașină, tu poți să fii Senna, Schumacherilor, Vettelilor. Nu poți să cam vrei și Barney aici, să scoți picioarele pe podea. Am ajuns, v-am bătut pe toți la final. Nu poți, boss, n-ai cum, este imposibil. Mașina are două roluri. Ori te ajută să spui în valoare calitățile, nivelul tău la care ai ajuns și să-ți fie mai ușor alături de ea cu ce-ți oferea să câștigi detașat, mai mult sau mai puțin la limită, sau să te încurce în cazul meu, cum a fost an de zile, frate. Că eu m-am chinuit, știi foarte bine, cu Silvia. De ce a renunțat la Silvia? M-a stors atât de mult de toți banii. Eu plec. Bă, plec. Deci atât. Și gândește-te că a trebuit să descoperi setup. E pe dreapta, nu o vând. Mai am una din ele, aia mea prima, care m-a strunat. O să o fac. Acum știu ce trebuie să fac la mașini. Că mi le fac eu, frate. Da? M-am dus la X, fac eu, drag eu, mi-a luat banii, la revedere, nu mergea nimic. Suspensii, BC-ul cel mai tare. Wisefab-ul cel mai tare, chid de bracaj. Am pus butul așa, ia două căline, aia, adu aia. Bă, nu simt suspensia. Bă, nu vă spuneați, nu-mi dați voie să mă exprim că nu e eu bine. Eu am BC Racing și sunt foarte mulțumit. Foarte mare, nu merg în competiții. Foarte mare atenție, ajungem și aici. Da. Am ajuns la următoarea concluzie. Fac o afirmație pe care o să mi-o asum. Și spun de ce mi-o asum. Și mi-o asum, cum să spun eu, și legal, dacă cineva mă trage la socoteală. Calitatea aceluiași producător pe care tu o vezi pe mașina lui Denofa, pe alu Gotham Junior, pe alu ăsta cu fetița acum, Ken Block, este același produs, dar nu e aceeași calitate și dăm voie să spun. Ok. Da, frate, nu este. Să spun ceva. Am pățit ceva cu un kit de bracare. Mi se rupea mereu un șurub de la un pivot din punte. Pe Transaro am fost în direct, mi se rupea ăla. Era să sor până aia și în semifinală, adică înțelegi, pentru top 4 acolo, știi? Cu un bulgar. La un kit ăsta de bracaj pe care folosesc tot. Wise fast. Frate, și la un moment dat vede finala, e un prieten de-al meu care avocat, gen, știi, și ce bă, să nu intru pe mine, cam periculos ce s-a întâmplat acolo, adică era rău, 1500 de metri, râpă, 100 la oră pe urcare, ok, bun, n-ai pățit nimic, integritatea ta corporală. Bă, aici ai niște sponsori, ai niște rezultate de apărat, adică sunt eu, zice, eu văd prin ochii mei de avocat ce s-a întâmplat acolo. Și plus, omul își pasează de mașini, știi, știi? Și plus că văd că problema a avut omul repetat cu șurubul ăla care de fapt e un unibol care trece prin punte, prin mijlocul basculii și la dacă se rupe nu mai direcție. Roata se duce așa și a rămas pe loc, înțelegi? Bun. Și zic, bă, nene, m-a pus puțin pe gânduri așa și le trimit ăstura mail. Domnul, nu vă supărați, știți, și în King of Europe, că am început să conectez niște în campionatele europene unde mă duc. Băi, mulți piloți de acolo aceeași problemă la același gen șurub și pe stânga și pe dreapta. Zic, bă, sigur ăsta ori e un defect de fabricație, ori e material. Și am dat, zic, până la urmă pe tupar și mi-a avocat, zic, bă, mă risc, fă-mă și mie un mail, mi-a făcut un mail frumos și pe această cale și mulțumesc prietenul meu. Mi-a făcut un mail frumos prin ochiul unui avocat și am trimis către ăștia, frumos, elegant. Eu le mai dus mail-uri. Nu m-a băgat în seamă. Sunt eu, Nestorin, pilotul, când a văzut mail-ul ăsta, boss. 12 minute după ceas. Au dat răspuns. Știți că ne pare rău, recunoaștem că este o problemă de fabricare, de concepție, de, cum să spun astea, de proiectare. De proiectare. Am luat o basculă, am analizat într-adevăr, dar lucrăm la al doilea ăla, Evo, 2-3 kit-ul acum, zic, ce mă, nu mai vreau nimic. Nu, domnule, vă trimite, mi-au trimis 2-3 kit-uri de alea, nu mai vreau nimic. Și am zis așa, zic, vă rog frumos, ca să ajung unde de fapt voiam să spun, de ce eu consider și cred că ăsta este argumentul, că ei, chiar dacă sunt aceiași producători, calitatea materialului este diferit. Le-am cerut așa. Dați-mi și mie, vă rog frumos, fișa tehnică a materialelor folosite. Că pentru mine aliajul ăla, că tu vezi șurubul la rup la jumate. Da? E casant, e ciudat, adică înțelegi ce spun. Au refuzat să-mi dea că e secretă. Nu e secretă, eu vreau să fac o expertiză tehnică. În condițiile astea eu vă cer legal să... A, nu, că nu putem, că nu știu ce. De ce crezi tu că nu mi-a dat? De ce? Nu avem niciun interes. Bă, nu, păi stai puțin, dacă... ce ascunzi? Ascunde secretul ce prin care face el materialul. Materialul care se rupe mereu? Adică. Înțelegi? În fin. Și am trecut, Daniele, asta mai puțin important. Și zic așa, dragilor, nu vă chinuiți ca mine. Când ceva nu merge într-o mașină, schimbați. Schimbați după cum simțiți voi.
Dacă nu sunteți stagi, dacă nu sunteți de prostie, mare atenție, nu sunt cum fuda cântuna și le spun oamenilor, asta vis-a-vis ca la școală. Foarte mulți la școală, acolo când vin la grupa aia de drift, băi, vezi așa la un moment dat puțin timorați. Eu am început să cunosc omul, îți dai seama, scanez insta, știi? Pentru că noi chiar dacă suntem în permanentă competiție cu cineva de lângă noi, cu atât mai mult când vine vorba de calități, știi? Ăla face, când vede că ăla evoluează, că merge mai bine, că nu știu, deja, știi, simți că faci un pas în spate. Și aici intervin eu și să remontez puțin, că văd că le dispare entuziasmul, că știi că, bă, ăla merge, eu am intrat 3 ori, nu știi ce zic? Și le spun, bă, oameni, iau deoparte, îi bag în știință. A, că, și auzi, ei se exprimă, da, că uite, ești prost, că nu, boss. A, nu se confunda neștiința cu prostia. Una este prostia, una este neștiință. Tu ai venit, știi, înainte să vii aici? Păi nu știam. De ce ai venit? Să învăț. A, deci ai venit să știi, să înveți, să știi. După domeni. Ce înveți și da, zici tu că ai învățat, deci, atunci deci, poți să a, nu știi și a recunoaște în fața unui om care bine îmi pune greșit. Nu știu, nu sunt prost, nu știi. Sunt prost, domne, nu-mi iese, nu fac nimic. Nu mă, nu știi. Informează-te, testează. E, Dani. Și în momentul în care am lăsat la o parte toate consiliile astea care veneau în jurul meu de la colegi, care nu neapărat din motiv să mă bage pe mine acolo, știi, într-o nebuloasă, da, de asta da, să da, mi se strice mașina. Nu. E un trend creat în afară. Vezi acum, reclamă, marketing, Wisefa, BC-uri, MG-uri, PC-uri, trrrt, folosesc ea în America, marketing agresiv, câștigă de nou faptul de tu crezi, de noi trăim cu impresia, dacă pun și orice ce a pus la pe mașină, câștig și eu, ești nebun la cap. Păi, bă, dracu, să rup pentru un an, vezi, ești nebun la cap. În fine. Și am stat așa, zic, bă, frate, eu de ani de zile... Eu râd de altceva. Bă, frate, de ani de zile, când ajungeam și în final, mi se rupea ceva, mă. Eu nu eram în stare să ajung acolo ca să mă bat în finală, că mi se rupea ceva. Ori vai sfabă, ori suspensia, ori bucșa, ori unui bol, ori. Și așa, cumpăram iar, seama ce trăire ai acolo, știi? Și zic, bă, frate, ia stai mă așa. Acum, cred că află și Alice chestia asta. Bă, a fost cu baiul meu, Alice, mă, frate. Nu sunt inconștient. Pe Alice am început să testez. Pe Alice am început să testez rețetele. Mare atenție că nu sunt nebun. Da, mă, da. Una e pe traseu montan să se rupă un pivot, să rămâi. Una e pe circuit la preș până la 50 la oră. Bine, și a ieșit și mai, la viteze mai mari. Da. Nu că s-a stricat mașina pe circuite și n-am pățit nimic. Da. Bă, frate, și a zis așa. Mă, frate, ia, în primul rând, eu trebuie să ascult mașina. Mașina vorbește cu mine. Bă, suspensia aia, nu vreau să fac antireclamă la BC. Bă, frate, luam unele trasee denivelate. Bă, nu simțeam, boncănea, troncănea. Verificam amortizorul, verificam marco, altul, domne, că n-ai kilograme, forța alea care... Boss, eu când am cumpărat suspensia de la ala care mi-a vândut-o, m-a întrebat ce greutate am, ce motor for, de ce l-a configurat kilograme, forța alea. Okay. Acum îmi spuneți că nu sunt kilogramele, forță. Nu, păi nu mai înțeleg nimic. Dacă e așa... Nu, am aruncat BC-ul la gunoi. Și am început să vorbesc cu mașina, frate. Mă, ce, cu ce să încep? Eu să încep în primul rând cu suspensia. Nu simțeam suspensia, boss. Spinuri, nu comprima, nu înțeleg. Și uite așa, frate, făceam că mergeam cu Alice la Prejmer. Manus, Bala, Neacodescu, ba mai sunt ăștia, știi, fel și fel de oameni care recondiționează în domenii. Da. Păi vreau să vă spun așa, fraților. Când mi-a recondiționat pentru prima oară caseta unei mașini de drift, am avut impresia că am evoluat 10 ani. Bă, caseta, am neavând joc. Sau, nu, da. Necurgând sau neavând joc așa. Okay. Caseta mai are joc și așa. Okay. Sau se întâmplă ce într-o casetă de direcție este greu să-ți imaginezi sau nu știi. Și am fost și mi-a recondiționat caseta de direcție și m-am dat prima tură cu mașina aia. Am zis, bă, sunt cu 10 ani înainte, sunt nebun la cap despre ce. Și am început, da mă frate, da, mă, da. Feeling, da, direcție, mă, zici, da. Precizie, da. Manevrabilitate, încredere. Dai drumul la volan, dai drum, înțelegi? Și veneam acasă, făceam suspensia, fă-o mai tare, fă-o mai aia, taie-mă atât în tije, fă-mă atâta, drege-mă atât. Și uite, în 7 ani de pregătire ăștia cu Alice și pe mine, am început să testez, frate. Veneam, testam, veneam geometrie, veneam, testam circuit, veneam, uite așa. Nu știu mulți asta. Eu, nevastă mea, fii mea, știi, ai mei apropiați, înțelegi? Și am ajuns, Dani, la o rețetă care o pot dezvolta pe mașinile astea cu caracter supraviețuitor, gen BMW 3646, care este simplă, eficientă și rezistentă, frate, fiabilă. Ca omul să se poată dezvolta, nu să fie încurcat cum am fost noi. Înțelegi? Că noi mulți... Da, mă, da. Uite-te, bă, la Santos. Bă, ce exemplu mai bine de Santos? Cu roaba aia. Bă, nu te supăra pe mine. I-am zis public și ți-o zic și în față. Bă, o roabă. Bă, cât s-a chinuit Santos an de zile? El a spus cu gura lui, are atat posturile pe Fortunic și acum istorie ce a făcut acolo. Deci, vedeți că se confirmă ceea ce spun. Înțelegi? Da, mă, și am ajuns la un know-how, frate. Experiență, mă, Florine. Ne trebuie multă experiență, păi da, uite, frate, că care noi vine din curse, care vine din, știi, din din rupt. Da. Poate te-am plictisit, dar acum mai ajung la următorul punct. Da? Bun, am ajuns, frate, la o rețetă pe care o folosesc. Iar această rețetă se adresează și celor care vor să acceseze. E foarte important. Avem de 2 ani de zile clasa street, frate. În campionat,
Organizatorii noștri, pe care îi și salut pe această ocazie, Deni și Andrei, și pe toată echipa care sunt ei acolo, că e o întreagă echipă în spate, care chiar muncesc cu oamenii ăia. Cred. Bă, frate, din dorința de a absorbi fenomenul ăsta underground, care e nasol, vezi și tu. Da. Bă, veniți! Ok, domne, până acum e scump. Da, avem o mașină, să-mi fac mașină, uite, ene are bani, ene n-are mă bani. Bă, dar nici săra nu sunt. Da, mă, dar n-am bani cum să cred. De afară, înțelegi? Scuzele, frate. Bine, mă, fii atent. Uite, cu mașina aia, cu o valoare echivalentă a mașinii tale, oricum mașina aia spune cum să o faci și nu-ți iau nimic, alta, ori îi spune cum să o faci și oricum te costă mult mai puțin, vine, mă, și dă-te aici. Bă, dă-te, înveți ceva, te dezvolți. Și pot, acum niciodată, Dani, ca paranteză, nu a fost mai ușor să te vinzi, frate. Da. Să te vinzi. Da, 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 da. Iar asta este o altă discuție pe care mi-aș dori să o deschidem și să abordăm subiectul ăsta. Înțelegi? Bun. Și avem de 2 ani de zile clasa Astrii, frate. Unde vin beginneri, începători, chiar oamenii din stradă? Unde, frate, vin cu pisici, cu E46, că acum asta e la mod de E46, că e mai ieftin ca niciodată, cu acest setup de mașină și uite, bă, l-am pe Deușteanu Andrei, frate, IT-ist, care n-are habar de planetară, de, nu mă înțelegeți greșit, oameni buni. Bă, dar pilotează. Bă, e clasa 3 la Astrii după 2 ani de zile. Bă, locul 3, anul ăsta după 2 ani de zile. La clasa Astrii, Deușteanu Andrei, IT-ist, bun, care n-are treabă cu auto. Cu ce mașină merge? Cu o mașină închiriată de la mine, chiar cu mașina pe care a făcut cursurile. Cât costă să închiriezi o mașină? Prețurile depind întotdeauna de zile și de distanțele unde sunt, okay, unde avem unde locațiile. Sunt pentru etapele, că eu pun la dispoziție la București, tot... La București, aici, la Arena Națională, vreau să mă dau eu acum la Street. În jur de 1500 de euro. Mare atenție! Okay. Mare atenție! Vii cu mâinile în buzunar. Da, 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 da. Îți plătești taxa. Dar vii cu mâinile, da, în buzunar, ai așa, anvelope, nici nu le termin pe toate. Anvelope, benzină, asistență. Și foarte, foarte mare grijă și atenție la ceea ce spun, spotter. Okay. Eu sunt spotter, pentru că altfel nu te dezvolți. Înțelegi? Nu știu ce înseamnă spotter. Adică îndrumător. Nu știu care... Îndrumător. Da. Bun, ok, hai să înțelegi. Jobul tău. Bă, ce bine ai pus. Da. În drift, spotterul este persoana din spatele rezultatului pilotului. Okay. Este navigatorul pilotului, okay, e copilotul, frate, okay, decât că nu stă în mașină, stă în afară. Okay. Ce calități trebuie să aibă spotterul? Întotdeauna viziunile sunt diferite. Una este de sus, cum am fost eu pe Nürburgring cu Alice, da? Sau e ca la off-road. Da, frate. La una e ce vezi de la volan, exact, și alta e de afară, știi? Înțeleg, deci pare că ți-a apărut puțin mai devreme, Alice, că la început nu mergeam și după care am început să-mi dau drumul, da, să merg. Spotterul este persoana care stă în afara mașinii, face parte din echipa de drift, este... Okay. Persoana cu cel mai important rol în dezvoltarea și în obținerea rezultatelor pilotului, a performanței obținute. De ce? Pentru că el nu are doar, trebuie să aibă nu doar calitatea de a-i spune ăla pe unde să meargă, cum să meargă, când să tragă frâna de mână, ce se vede din afară. I-am spus, tati, vii prea încet. Nu mai veni cu a treia, vino cu a patra, mărește viteza, ia punctul ăla de inițiere. Toate detaliile pe care îi dai tu de acolo. Și el de la tură la tură face ceea ce tu îi spui și se dezvoltă, frate. Da. Dar spotterul mai are o calitate. Și știi care este, frate? Să cunoască foarte bine echipele livare, piloții ceilalți. Și știi de ce? Pentru că tu trebuie să știi ca spotter să-i spui, vezi că ăsta se duce cu producătorul de anvelopă cu tare, vezi că ăsta e inițiarea acolo, are punctul slab acolo, că mulți... Deci să îi furnizeze informații pilotului pe care îl are sub aripă, informații cu privire la celelalte echipe, frate. Uh-huh. De-aia e nivelul în afară, Daniel, așa. De-aia copilul meu sau oamenii ăștia care au realizat că fără ajutor nu poți să dezvolți, au rezultate atât de rapide. Pentru că sunt în spatele lor și au un om de genul ăsta în spate. Un spotter, o echipă întreagă, înțelegi? Despre asta este vorba. Deci oamenii care vin aici la mine au parte la pachet și de, cum să spun eu, recomandările mele acolo, de ajutorul meu către ei. Uh-huh. Pentru că în momentul în care ai făcut niște cursuri. Bă, și te-ai dus în prima ta competiție, iar cei care urmăresc acum poate să-și dea seama. La prima ta competiție la volan, când ai băgat în viteză și ai plecat, știi ce impresie ai? Că n-ai făcut școală de pilotaj. Ai uitat tot, frate. Da. Pentru că ești în competiție, frate, ești la start. Emoții, da. Emoții. Da, da. Uiți! Și aici intervine omul de lângă tine. Să te pună cu picioarele pe pământ, să-ți readucă, mai ții minte filmele cu Van Damme, în pădure, îl băta bătrânul. Da. Și în sport sângeros, ultima lovitură și amintea el când îl ținea cu palmierul. Da. Bă, da, ceva de genul, exagerez, da, puțin, dar da, bă, mi-am adus aminte că mi-a spus mie ăla. Dar eu sunt acolo și îi spun, cocoș, vezi că acolo, acum, transferul de masă nu-l faci, îl pregătești pentru ultimul viraj, pregătești transferul de pe mangi, de pe linia dreaptă. Ce le spun eu lor acolo? A făcut așa că ăla când vede că e așa, păi a căpătat încredere. Normal, da, normal. E pe ele acolo, normal, înțelegi? Normal. Nu, n-a avut cine să spune asta, Dani. Noi am fost înapoi, frate. Și acum realizezi cu asta concluzionez cu riscul de a te plictisi, iartă-mă, ai dat peste unul care te-a plictisit. Nu fi nebun. Noi am, generația mea,
și a ta, frate, am fost cumva generație de sacrificiu. Sacrificiile pe care noi le-am făcut... Nu, ascultă-mă. Asta, păi nu, că și argumentezi... Și la BAC, uite, și la... Dani, uite persoana despre de care vorbești, ăștia tineri. Ce mă, eu de sacrificiu? Dar nu puteau să fie alții. De ce? Eu, mie am început să... Adică, da. Văd rolul. Bă, n-am făcut cine știe ce. Eu n-am făcut cine știe ce ca pilot. Bă, dar fac ăștia. Eu am obținut un titlu în 10-15 ani, frate. Ăștia în 2-3 ani de zile, copii ăștia noi, de ce credeți voi? Pentru că au parte de toată această informație, cunoștință corectă pusă în practică din prima. Mie îmi place să zic că n-am fost generație de sacrificiu, mie îmi place să spun că suntem pionierii. Noi suntem pionierii la ce se face și tot ce se va clădi în România. Am folosit forma asta de exprimare foarte des întâlnită. Tu iau cum vrei tu până la urmă. De exemplu, tu știi, peste 10 ani, 15 ani, când nu știu, sau peste 20 de ani, tu o să fii un bătrânel de la care să zici, băi, ăsta e primul, băi, ăsta când se urca pe plafon la... În șlap și în pantalon scurt. La Fort Tuning Days acolo pe plafon, nebunea lumea, uite, mi se face pielea de găină, ești nebun, era urcatul pe plafon. Urcatul pe plafon era lui Haiu, cred că de acolo, dar o să fac tot posibilul să-l aduc pe Grațian la un podcast, că de acolo el este, cum să spun eu... Promotorul. Da. Promotorul multor oameni care au ajuns și au făcut motorsport la nivelul pe care îl faci și tu. Da. Performanță. Performanță. Să cum să spun eu, trăi niște emoții acolo. Că eu sunt fel convins că tu când te urcai pe plafon acolo și ăia toți aplaudau și țipau și fumul și așa, pentru n-ai tine ce să compari. Nici, cu niciun loc unul pe care l-aș lua acum nu se compară. Momentele era alea, tare. Cu niciun loc unul. Era și altceva, iată, că, iată că momentele alea pentru care... mulți oameni din moto trăg. Tu îți dai seama că mulți condamnau. Adică păi asta vreau să spun. Asta zic, tu îți dai seama că erau foarte mulți oameni pe vremurile alea care se uitau, poate și părinții mei și ai tăi, asta care să spun. Se uitau la lucrurile astea și ziceau, ce fac mă golanii aia acolo, se învârc cu mașinile pe băie cauciucuri. Dar erau ceilalți, mă rog, că nu eram colegi atunci de motorsport, de activitate cu, pe bună dreptate, oamenii adevărații piloți care făceau motorsport. Bă, ne-au spus și pe bună dreptate, bă, eram maneliști motorsportul românesc. Care maneliști, nu mă întrerupe, te rog, eu cu asta vreau să termin. Am ajuns rapid, mai rapid poate ca nicio altă disciplină, să fim apreciați și dați exemplu. Și știi de ce? Pentru comunitatea asta sudată pe care o avem, frate. Recunoaște, mai avem și noi între noi niște răutăți ale noastre. Nu se poate. Bă, dar seara la șpriză sunt tot între noi, frate. Înțelegi? Mă, spune-mi tu o disciplină de motorsport. Nu e. Poate că mai sunt, dar nu ne mai permite regulamentul. Să-ți dea mașina, mă, să te dai cu ea, să o distrugi sau îți dau un exemplu, să o lovești și să spun: auzi, mă, n-am preț de bani, mă ajut să o fac. Da, frate, vine ta la tine la garaj, pun și eu acolo și o facem. Zi-mi tu disciplină unde vine unul. Auzi, ia-mă mașina, dă-te. S-a rupt plantara, haiule, ia-mă plantara, ia duba. Ce găsești în ea și pune-ți, ești nebun la cap, unde mai găsești? S-a rupt mașina, mamă, ce bine a scăpat de asta. Înțelegi? Da. Nu, frate, la noi benzină, cauciucuri. Bă, frate, n-o să vedem. Eram la Maria Poceanu ăsta și pădurariu Bogdan cu S-ul de la cu Audi în 5 cilindri de la Câmpul Lung. Bă, frate, noi în fiecare an când mergem în afară avem câte o revelație, un pilot. A fost Jumi, am fost eu cu 4 dată pădurariu, Rareș, Santo, știi? Mm-hmm. Printre ăia șmecheri avem și noi câte unul care nu neapărat podium. Bă, dar acolo. A prins și o zi bună, a mers și mașina. Nu e acolo. Mă, frate, și ăsta noi fiind toți acolo majoritatea pe circuit să susținem pe Bobo, bă, omul nu s-a aștepta să ajungi în finală. Noi venim, îți dai seama, cu 70 de kg de benzină, cu 10 cauciucuri, că noi ne gândim, n-avem cum să ajungem noi acolo. Bă, frate, și uite câte unul când ajunge, îl prinde nepregătit prin surprindere și nu mai avea cauciucuri. A venit, frate, în padoc la Niță, n-a întrebat ale cui sunt gumele. Ia-le! Cu tot cu jante, ia-le și pune-le, ca 5 minute să schimbi, știi ce zic? Da. Domne, dai și mie cauciucuri, cauciucuri, ale cui? Ia-le, du-te și pune-le, frate, dă-te acolo, ești nebun. Cine? Când sunt? Spune că nu sunt. Și pentru asta suntem apreciați, să știi. Și fără falsă modestie, o spun că, să știi că depinde foarte mult de atmosfera asta într-o comunitate și de lideri, frate. De liderii noștri, de organizatori. Organizatori care, și organizatorii noștri acum, pe bună dreptate, i-au primit o moștenire, Dani. Suntem la al patrulea... Organizator? A patrulea gen, da. Entitate care organizează... Organizatorică, da. E fiecare de la Grațian național, până la Onofrei, până la care a mai fost, frate, acolo cât a făcut el în an 2-3, mă, întotdeauna a fost o evoluție, a lăsat ceva. Dar oamenii ăștia au dus... nu suntem noi pregătiți să ținem pasul cu ceea ce pot oferi ei. Okay. Și mai avem surprize pentru anul ăsta foarte tare. O să vedeți, din punct de vedere organizare, etape, fuzionare, ceea ce n-a făcut nimeni și nu o să facă nimeni. Iar adepții sunt din ce în ce mai mulți, ceea ce ne bucură. Da, mă, tot ce vine de la Drift e pe plus. Adică și oamenii cu care am vorbit, și organizatorii, și participanții, cuvintele sunt numai de laudă.
numai de laudă, la drift, da. Lucru care, ca să nu mai zic, ca să nu mai zic că și spectacolul pe care îl oferă această disciplină este fantastic și, cum să spun eu, modul de desfășurare și activitatea în sine, adică nu poți să te uiți la un raliu cum te uiți la un drift. Vino în padocuri, vino la beturi în padocuri, la drift, te nebunești ca spectator ce se întâmplă acolo. Nu poți să te uiți la o anduranță cum te uiți la drift, nu poți să te uiți la un VTM cum te uiți la drift, nu poți să te uiți la o cursă de motociclete cum te uiți la drift. Driftul e foarte spectaculos. Este spectaculos pentru că se desfășoară pe spațiu restrâns. Îți dau un exemplu. Eram, o dau pe Alice, iar nu-mi place, dar dau exemplu neapărat pe Alice. Dau un exemplu mai puțin plăcut. Anul ăsta la Serez lui Alice i s-a rupt, frate, un braț. Și pur și simplu n-am văzut. Eram undeva pe o terasă, iar acolo... Ai fost la Serez? Nu. În fine, padocurile... terasa este foarte aproape de padocuri, o terasă foarte mișto, etajată acolo, și acolo e pus derie de oameni, frate. Sunt sute de oameni înghesuiți, înțelegi, în cap câteva zeci, dar se strâng sute acolo, pe 3, 4, 5 rânduri. Și ai padocul, e terasa aici și padocul e la 30 de metri mai în față. Linia și tu vezi tot și auzi și așa mai departe, că să stai acolo la bere, la suc, la frape și să vezi toată... Da. Și asta m-a venit copilul, nu știu, mergeam în finală sau nu știu ce mergea acolo, mai contează, băi, și eu n-am văzut că eram sus, eram în tribune, spotter, și îmi spune sută, zice, Cocoș, vezi că ai, s-a rupt brațul și roata stă în planetar, era așa roata, eu n-am văzut, frate, ești nebun la cap. Zic, bine, hai repede, schimbăm. Voi s-am schimbat brațul ăla, adică îți dai seama, demontează toată mecanica spate-dreapta a unei mașini, demontează, schimbă brațul. În condițiile care mai avea câteva secunde, cu toată frenzia pe lângă noi, fiecare avea haos general organizat. Băi, și când am, la un moment dat am dat așa, au venit, au coborât de la terase oamenii. Și vadă. La un moment dat când erau în încăpături, am zis, bă, lăsați-ne și pe noi, dați-ne ceva spațiu să, de confort, să lucrăm aici, să facem treaba. Nu faptul că s-a dus pe circuit și că a câștigat ce a făcut. Când au aplaudat oamenii aia și toată terasa aia, când a văzut că ai și mașina, uite, și acum, frate, îmi vine să plâng, că i-au apreciat faptul că niște români, vai de mama lor, înțelegi, pe lângă niște dăia, am schimbat în 4 minute și ceva, zburau piesele după acolo și a ieșit aia și a aplaudat și toți greci, sârbi. Toți banii din lume. Nu mai contează. Mai cum, frate, înțelegi despre ce vorbesc? Știu ce zic. Unde? N-ai, nu e nicăieri la drept așa. Și nu doar noi între noi. Mare atenție, această omogenizare și spiritul acestei comunitate este și la nivel european, în afară, nu doar la noi. Aparate de sudură, mi s-a zis, mașina are zacuril, hai la zacuril, are argon, gata, sudează zacuril, pierde antrenamentul, stăție să sudeze, frate, brațul, ești nebun la cap. Sau nu, poate el îți dă mecanicul, team managerul și așa mai departe, știi? De asta e mișto driftul, frate, ca să înțelegeți. Asta e mișto, comunitate. Seara, șpriț, distracție, cu limită, restaurant, avem gașca noastră, vin ăștia de la Moldova cu aia, vin de la Marea Mureș cu pălinca, ăla vine cu slana, ăla cu pastrama și uite așa seara, frate. Și cei care știu și au fost pe lângă pilos, că fiecare pilot are așa niște cunoștințe, prieteni, înțelegi? Văd toate lucrurile astea pe care nu le trim. Ce îți dorești mai mult de la viață? Ce? Spune-mi tu. Să joci șah în cismigiu. Bă, o țip asta cu șah într-una și ți-am mai spus-o. La șah? Nu, dar știi că trebuie să porți cască, frate, la șah. La șah? Da, face parte din categoria sporturilor extreme. Am mai spus-o, nu știi? Da. Nu știe, râde, știi? Nu, nu știu, nu. Bă, frate, de șahul este mai periculos ca motorsportul. La motorsport, uite, ai cască, ai viziera, ai roll cage, ai centuri. La șah vorbim șah, da? Pentru cei care au strategii și la un nivel. Dar vă știu, unele mutări se gândesc mult timp, minute în șir, frate. Da. Înțelegi ce spun? Da. Fără ca pe cea să deranjeze, că îl înțelege, că asta e strategia. Băi, tu ți imaginezi că adori și cazi cu ochiul în pion? Ești nebun, scoți ochiul, ești nebun decât ai gândit și vii cu pionul sau cu regele în ochi și ți-a scos ochiul la șah și ții cu șahul ăsta. Zim de sponsori. Zim de, adică, sponsori. De cât timp faci tu treaba asta în mod profesionist, drift? Ca pilot de drift, de câți ani ești tu pilot de drift? Hai să ne gândim. Păi, devii pilot profesionist de drift în momentul în care ești legitimat al unui club sportiv care îți oferă o diplomă. Da. Băi, cred că am 15 ani, pe puțin. 15 ani. 15 ani în care n-ai avut pauză, gen. N-ai avut un an în care ai zis, bă, anul ăsta nu mă dau, nu? Ai avut? Deci, orice eveniment profesionist de drift din țara românească, de când a început el Romexpo, vorbim ăsta de show, până în zilele noastre, nu a fost una care să lipsesc. Okay. Nu. Am lipsit la unul pentru că s-a suprapus cu altul, dar a trebuit să mă duc aici. Deci tot ai fost la un eveniment. Nu există. Okay, bun. Deci nu există. Deci de 15 ani mergi în toate competițiile și toate show-urile demonstrative că partea asta de, cum să spun, adică tu faci și cascadorii, gen, adică mai și filmezi, te mai iau și oamenii ca șofer de ăsta de cascadorie, pun filmări, pun nu știu ce, adică nu e doar driftul și așa mai departe. Precision driver sau de 15 ani, da? Bun. Cum e cu sponsorii în ăștia 15 ani? Că ai 15 ani de experiență. Măi, oameni buni,
un alt subiect foarte sensibil și vreau să-ți mulțumesc că deschizi subiectul ăsta și mi-ai adresat întrebarea asta. În primul rând, în ultimii ani de zile sunt văzut în mediul online sau ce aud și eu și așa mai departe, a fi un om cu foarte mulți bani. Nu, într-adevăr. Imagine contează. Deci bă, am, dar am, știi ce? Bun. În fiare, frate. Am motoare pe care le găsești la remat, cash, pentru care pentru unii motoarele alea nu valorează 2 litri sau poate merg la casa și fac pungi din ele sau mai știu eu, bidoane sau tulumbe sau așa. Dar pentru mine motorul ăla e un V844 non-vanus care este, înțelegi? Foarte, foarte prețios. Foarte prețios. O caroserie după la remat, la fel pentru care unii, pentru care valoare pentru unii ar fi 300 de lei, 400 de lei, pentru mine o altă valoare pentru că folosim platforma asta. Am troace, frate, fiare, cum spunem noi. Pentru unii gunoaie, pentru noi comori. Într-adevăr, aur. Aici. Când am o sumică de bani, au intrat bugetul de la Motul, bani de la Turboser sau ce mai mă ajută acolo și am strâns 1000, 2-3, mi-am luat o piesă, frate. Soția când ia salariu, face în felul următor. Pe 1, 2 ale lunii, totul la zi. Întreținere, telefoane, ce avem noi, meditații, tot. Băi, deci nu vreau să am grijă asta. Am avut un singur credit la bancă 10 ani de zile, în urmă cu mulți ani, 15 ani, și mi-am pus, nu de fraier, mi-am pus data scadentă pe 2. Bă, pe 1 iau salariu, pe 2, nu am pus pe 15, că până pe 15 nu cu bani sau pe 7 sau. Bă, mă duc pe 2 zi, pe eu primul lucru trebuie să dau banii ăia, înțelegi? Și acum mă sunat la BCR. Alo, domnule, nebunoțe, mai faceți credit? Nu, bă, mai fac eu. Vrei să facă, ești nebun, eram pe 2 acolo, odată n-a fost, bă, n-ați plătit creditul ăla, știi? Deci aici nu vreau să am restanțe, să fiu restanțier cu bani. Deci soția muncește. Cineva mai trebuie să mai și muncească. Salariu. E la serviciu acum. Păi ce vrei, frate, întâi spără? Să rămână. Sunt băiatul cu lumina, am zis, stai curentul. Deci ia soția banii, am plătit toate chestiile astea. Ce rămân? Mâncăm. Că nu mâncăm acasă. Bă, rar. Vine bunica, mama care face o ciorbă de perișoare senzaționale, slăbicina și feblețea noastră. Da, și în rest, frate, mâncăm pe niște ca oricare normal, înțelegi? Dar tot ceea ce avem noi, frate, se canalizează către partea asta, cu sponsori. Poți să fii campionul, ai zis tu puțin mai devreme că poți să faci așa mai departe, nu prea vine nimeni prea către tine. Nu prea. Pentru poate că unii au noroc și vin. La mine n-a fost cazul. Știi de ce, Dani? Nu, există cazuri. Și nu știu, aș vrea să mă contrazici dacă argumentul meu în fața ta nu este solid. Ba da, frate, vin companii solide către tine. Vine un Dedeman, vine un Dorna, vine un BCR, știi către cine? Către Simona Halep. Către Popovici, corect. Către un Ducadam, către un Nadia Comăneci, către un Gheorghe Hagi, către un Ianis Hagi, Gilet, ești de acord sau nu? Da. Băi, oameni care fac niște lucruri pe care nu orice muritor de rând poate să le facă, cu toate că toți suntem muritori. Dar omul ăla, înțelegi ce spun? Da. Este. Cu atât mai mult că societatea românească, și uite-te la noi acum că a fost campionat, bă, mi-e sete și mi-e foame de rezultate românilor în afară, mă. Bă, mi-e sete și mi-e foame, aș vrea să mă hrănesc cu niște rezultate ale echipei naționale de fotbal. Nu fii pufi. Nu sunt, dar ce să le faci? Nu sunt, dar aș vrea. Aș vrea. M-am hrănit cu al Simone Halep, m-am hrănit cu al lui Popovici. 94, eram la, ce dracu, la campionatul mondial când a mers România în sferturi sau unde a mers, eram acolo cu televizorul, ieșeam exact pe stradă, chiar dacă nu ne plăcea nou fotbal, să nu mai simt dragostea. Bă, n-am mai cum să controlez ceea ce-ți oferea. Înțelegi? Deci, sunt cazuri, într-adevăr, rare, nu spun izolate, rare, vezi, la nivelul ăsta de dincolo de performanță, în care companii solide vin către tine cu bugete solide. Okay. Dar pentru noi, cei de sub, imediat de sub aceștia, acest nivel de prag, de că sper că ați povestit eu, nu o să vină nimeni. Cu toate că poate tu consideri, bă, că am făcut, că am dresc, nu vine. Nu, Cum vezi tu un director de marketing prin intermediul căruia se desfășoară tot procesul ăsta, că vine pe teren să vă caute. Nu, mă, nene, nu. Duceți-vă voi către el. Asta este un sens al comunicării, o direcție care trebuie să se facă. Unul la mână. Da. Doi la mână. Vorbim de bugete, mă mănâncă dreapta, dau sau iau? Depinde. Nu mai contează. E bine, mulțumim Dumnezeu. Dani. Și dacă dai, e bine. Că ai de unde? Și dacă dai, e bine, da. Fii atent. Deci, asta este foarte important. Am pornit, Dani, de la bartere, frate. Băi, de la bartere. Aud acum. Mai avem colegi. Și am un coleg pe care îl apreciez dintr-un punct de vedere. Din mai multe, nu. Eu? Pe 500 de euro? Să vină mie să-mi dea 500 de euro? Păi când a fost la greu și la început, de ce nu aveți să-mi dea? Eu de la 3.000 în sus, mă. Dar el n-are niciun sponsor. Bă, are pe unul cu cei de acolo, 3 kg de ulei sau ceva. Cum adică? Dar tu ai fost la o discuție să vezi cât îți dă ăla? Să eu doar prin... Eu? Cum să-mi dea mie 500 de euro? Eu am luat și 1 milion, mă, și nu mi-e rușine. Mă, eu am luat 1 milion, eu am luat și servicii de schimb de roți, care sunt bani. Am luat și produse, am luat și uleiuri, și benzină, am luat și vouchere. Da. Pentru că și alea sunt bani, mă.
dacă și sunt am făcut pentru tine ei. Bani, dacă au fost Dani, căpșuni, nu te avantajau. Dani, hai să păstrăm discuția realistică cumva, adică știi? Adică produse... Barterul respectiv să fie și în interesul tău, că dacă veneam unul și tău de tone de ulei de gătit, nu prea era combinat. Dacă aveam mașină diesel, îl băgam că mergea. Știi. Înțelegi ce spun? Îți luai un diesel, repede. Vorbim, cum înțeles, s-a întâmplat, raportez la mine, gen, știi? Da, băi, ascultă-mă, când era Grațian, de făceam show-uri de alea, de bubuiam 20 de anvelope, eram vai de mama, era la mama și la tata acasă. Eram în facultate, frate. N-aveam bani, de 10 lei de cola pe care o consumam prima zi de facultate sau a doua, înțelegi? Dădea Grațian bani că bubuia anvelope? Bă, ne mai dădea, da. Dar două secunde, ca să mă duc la Grațian, frate, ca să mă duc la Grațian, alea 20 de anvelope schimbat, janta de janta, frate, făceau, îți dau un exemplu, 3 milioane. Păi de unde să am eu bani? Bă, și uite, m-a ajutat de pe Moinești, domnul Dan, cu vulcanizarea, pe această calitate. Vino mă că ți le fac eu aici, să-ți dau în sănătate. De unde am eu bani? Uite, auzi, mă, ia vino, ce ulei, mă. Ia-mă aici. Păi schimbul de ulei nu-l făceam, că n-aveam bani, frate. Și așa, ușor, ușor. Și foarte mare atenție, ceea ce este cel mai important. În momentul în care se stabilește relația și conexiunea între tine, conexiunea și partenerul tău, această relație va deveni, așa cum s-a întâmplat, uite, cu mine și cu, pot spune, aproape toți partenerii mei. Că nu cu toți este la fel până la urmă, știi, aia aceea relație. Din cauza comunicării, nu toți au timp să vorbească, știi? Nu vorbim în fiecare zi la telefon. Da. Spre exemplu, cu cei de la Motul, cu Timea și Bogdan, vorbesc de două ori pe an. Păi am impresia că am vorbit de 10. Uh-huh. Că pun lucruri la punct, ne conectăm. Ți-am dat un exemplu. Se stabilește și o altă legătură, frate. Și o altă relație. Și știi care? Aprecierea oamenilor. Adică trecem dincolo de fișa postului care este a unui om de marketing. Am un buget, eu trebuie să-mi găsesc oamenii potriviți prin care șeful meu trebuie să justifice banii pe care noi dăm. Da. Greșesc? Nu. Ba mai mult. Cât i-am dat ăsta? 1000. Dar fii atent. Toate, eu acum dacă monetizez și contorizez, fac că e o schemă de calcul și iau minutele lui N, în care a apărut cu Motul pe el, pe unde a apărut el, vezi că nu face 1000, face 10.000 de mii. Ai înțeles? Deci ăsta e șeful, ia uitați, îl avem pe N cu 10.000 de mii, care face, dar noi dăm 1000. Fiecare trebuie să știe să se vândă foarte bine. Să știe să se vândă, înțelegi? Da. Și de aici, deci, deja închidem cumva latura relației noastre profesionale, da, gen sponsor, pilot, și dai în cealaltă, frate, latură, care este cea mai tare și le doresc tuturor să o aibă. Aprecierea lor, frate. Se deschid oamenii, lasă formalitatea la o parte. Știi? Ownerul, compania, directorașul de marketing, ai înțeles ideea, știi? Da. Domnul, poftiți și așa mai departe. Și din momentul ăla, leule, știi cum sunt? O altă familie a ta. Simți că nu mai faci neapărat pentru bani. Bă, omul ăla îl văd și îl simt că mă apreciază, mă, frate. Și uite așa, pentru că vorbeam puțin mai devreme. Eu n-am fost la altă ușă să bat. Cu toate că e de datoria oricărui, e loc sub soare pentru toată lumea. La Motul, îți dau un exemplu, au venit musculești de mei. Când spun oamenii de acolo, bă, uite, au venit cu tare, mă, și treabă, ce părere ai, ce? Oameni buni, zic, Bogdane, atâta timp cât pe mine nu m-ar afecta sau nu mi-e din bugetul meu, din contră, eu m-aș bucura să mai fie, pentru că reclamă, marketing, vânzări, am și eu niște argumente, la anul să mărim cumva bugetul, dar în condițiile în care mă... Așa că înțelegi? Deci, oameni buni, nici eu n-am pornit cu mii de euro bugete. Și nici nu am 10.000 de euro bugete. Am făcut din rahat bici și mașini troznește. Înțelegeți despre ce vorbesc? Barterele sunt cele mai importante, cu atât mai mult în vremurile astea. Benzină. Păi mă duc la etapă, frate, am 200 de litri de benzină. 200 euro cât a fost litru, da. Litru de OMV 100, da. Să bani tot. Da? 40 de anvelope, janta de janta. Du-te la vulcanizare, anvelopă pe 18, 265 pe 10 J. Mm-hmm. Da, să nu zgârie anvelopa, să nu fie protecție, numai 20 de lebose, 40 care poți să palitate acolo, știi ce zic? Da. Plătește 40 de anvelope, 40 de acolo, să adună, frate. Ulei. Da. Schimb după fiecare etapă, un ulei bun, bagi un ulei bun. E 700 de lei, 800 de lei un ulei bun, frate. 3 mașini, ori 10 de etape și așa mai departe. Pe anus bani? Ba da. Nu, sunt foarte bune barterele de genul ăsta. Eu mă refer la bartere când vine și dă pufuleți. Bă, îți dau 300 de baxuri de pufuleți. Stai, bă, frate, mă apuc să vând pufuleții acum să fac bani. Am ajuns într-un punct în care nu mă gândeam că o să ajung vreodată și, de fapt, pentru asta voiam să-ți mulțumesc. Ajungi la un nivel de performanță, de rezultate, să spunem, știi? Recorduri, iau cum vrei tu. Știi că e o vorbă. Este greu să ajungi sus, dar este mult mai greu să te menții. Da. Nu că nu credeam, nu realizam lucrul ăsta, dar acum realizez, frate. Să ajungi și să-ți trebuiască buget pentru că tu ești nevoit, că e în afară nivelul materialelor de concurs, în afară de la un an la altul, la noi, știi eu, din 1-4, la aia de la an la an, au altă mașină, frate, au ridicat nivelul, nu poți să te mai duci cu eu, noi mergem cu tot aceleași mașini, știi? Și asta este, mă roade foarte tare și mă afectează emoțional cumva această
cum să spun eu, completare, că de fapt nu este o lipsă de buget, să-mi completez bugetul puțin ca să pot să mă duc să-mi apă rezultatele și performanța pe care am făcut-o. Să nu creadă ceilalți care ne privesc sau care ne pricează mai mult sau mai puțin, bă, păi asta a fost întâmplare. A fost, da, pleznit-o, da. Bă, a plezit o etapă, dar să câștigi un campionat, nu prea poți tu să pleznești un campionat, că un campionat e format din... Mai multe etape. 5 plus 1, 7, 10 etape. Bă, pleznești o etapă, bă, pleznești două, bă, pleznești... Bă, dar mai stai și pe podium, nu prea am pleznit-o, să fii pe podium înseamnă că trebuie să câștigi. Mm-hmm. Deci nu prea a fost pleznată și vrem să ne apărăm rezultatele și locul ăsta pe care, uite, ușor, ușor, ne-am curit și noi printre bugete, echipe și nume mari din motorsportul european. Asta îmi doresc. Care e targetul pentru anul ăsta care urmează acum? Ce faci? Dani, totul, cum a zis și Alice puțin mai devreme, targetul se raportează în primul rând la buget. Dar nu vreau să mai... adică, așa, viziunea mea și mi-aș dori să mă uit la podcastul ăsta și să vedem dacă ceea ce am spus este feeling, este adevărat. Mm-hmm. M-a relaxat ca acum... Adică nu am văzut niciodată mai relaxat ca acum un an competițional. Și de ce? Am rezervă de motoare. Ok. Mi-am făcut rezervă de motoare, frate. Am 3-4 motoare, da? Da. Mai fac un motor acum. Ok. Bun. Asta nu înseamnă că doresc să mi se strice mașinile. Nu-mi doresc. Având motoare și piese, ești relaxat, frate. Ok. Ai înțeles? Ești relaxat. Da. Cu cap. Nu, uite, cu capul. Ești relaxat cu capul. Sunt relaxat cu capul, asta, frate. Asta vorbeam cu Alice și asta îi spuneam. Ea nu trebuie să aibă problema asta. Nu, nu, nu. Dar tu știi, tu ai și problema aia și mai ai și cea mai mare problemă o reprezintă, frate, anvelopele. Numărul anvelopelor astea, okay, nenorocite, care ne seacă. Nu sunt scumpe, dar sunt multe. E în jur de 100 de euro anvelopă cu transport după unde luăm în Bulgaria, 85-100 de euro. Bă, dar sunt 100 și ceva, frate. Și asta mă seacă, asta numără, da. Anvelopele. Anvelopele ne seacă, știi? Okay. Deci se prefigurează un an bun, a spune pentru mine. Clar, nivel național, aici în România, va fi din nou Nürburgring Drifting Cup, campionatul ăsta foarte tare, care adună un număr, Alice n-a spus un lucru important, un număr de peste 100 de piloți înscriși la start. Nivelul semi-pro la ei știi cum este, nu? Este Liga 2 de fotbal în Anglia, care vine aici și spulberă și Liga plus 1 a noastră, știi ce zic? Ți-a dat un exemplu. Da. Deci semi-pro sau pro 2 de afară, înțelegi? Ăla, MotoGP clasa 2 sau MotoGP 2. Ăla spulberă, știi, dacă vine aici, poroată de filează, înțelegi? Deci pro 2 de afară, nu e pro 2 de la noi, gen, știi ce zic? Eu râdeam mai devreme, scuze-mă că te întrerup și fac paranteza asta legat de Nürburgring, că noi râdeam mai devreme că tu vorbeai de suspensii și Vice Fab și BC Racing și eu râdeam că m-am dus acolo și am luat un interviu cu un băiat care asta face, se dă pe ring pe acolo și avea și eu o mașină, un M3 pregătit și l-am întrebat, zic, cine a făcut mașina asta? Vimer, nu știu cine, și cu nu știu cine și suspensia e de la... Și am zis, bă, frate, mi-a zis, tu îmi spui de niște nume, dar n-am auzit în viața mea, ești nebun. Noi știm de astea, conii, noi știm că aveți. Zis, da. N-are nicio legătură. Adică, de asta spun, știi că oamenii care fac motorsport și oamenii care merg tare, pentru că acolo pe ring se merge tare, Sorine. Eu am fost și m-am șocat. Efectiv, m-am șocat de cum merg oamenii care nu-s piloți. Am fost, am văzut. Deci oamenii care nu-s piloți. Amatori. Da, știi de ce, nu? Pentru că ei acolo nu se duc prima oară. Da, frate, pentru că au experiență. Și știi de ce, nu? Că a plătit un trainer să arate cum se merge, frate, pe circuit. Da, ia la 40 de euro un tur. 40 de euro un tur să stea cu tine, să zică niște trase, niște alea, nu știu cum. Deci acolo mașinile toate merg tare. Și tu când îmi zici că te duci să participi, adică pentru mine în capul meu, tu când îmi zici că te duci să participi la Nürburgring și îmi spui la ce nivel sunt oamenii aia, eu mă gândesc la ce nivel erau amatorii, înțelegi? Da. La ce nivel erau amatorii? Păi tu îți dai seama la ce nivel sunt profesioniștii, dacă amatorii, cum să spun eu, intrau pe circuit și nu exista mașină care să aibă modificări care să nu fie orientate către performanță. Deci tot ce era pisic acolo era cu aripi tăiate, cu capota tăiată, cu toate modificări, nici măcar o singură modificare de design. Totul era făcut de performanță. Deci dacă ăia care erau amatori aveau materialul ăla de concurs care pisicile alea arătau... Le-am văzut, da. Nebunei, erau țiplă, țiplă, cum țiplă, țiplă de curse, da, țiplă. Când stăteam la terasele pe acolo și mâncam, iartă-mă, nu mâncam, mă uitam... Da, mă, da. Deci imaginează-ți cum... Adică eu îmi imaginez cum sunt mașinile alea de concurs. Adică ei au, cum să spun eu, crema cremei. Deci nu se poate mai bun de atât. Da, deci nu se poate mai bine de atât. Nu se poate mai bine. O suspensie de aia e 10.000, nu știu, vindeau aia pe site, suspensie pentru M3 era 10.000 de euro. O suspensie de care eu n-am auzit niciodată. Și că aveau cum la 3.000. Da, înțelegi? Adică despre ce vorbim? Adică roțile erau 6.000. BBS-urile alea urii, 6.000. Deci mă uitam... Da, mă uitam, 6.000. Deci fiecare mașină avea roți de 6.000. Roți de circuit de 6.000, nu? Da. Erau și mai amărâți. Erau și mai amărâți care aveau protrac. Ale erau 1.000 roțile, înțelegi? Dar
Dar cum să spun eu, toți se dădeau cu Nankang, i-am întrebat, au zis, da, domnule, Nankang, foarte bun, raport preț-calitate foarte bun, da, nu sunt, ne deranjează. Da, sunt, adică eu i-am întrebat în ideea, dai mă să văd eu ce se dau ăștia, da, ca da, să vin eu acasă, vă dați cu Nankang, știi? Nu, oamenii, adică, cum să spun, și deschiderea asta, știi, să vorbească, păi erau niște băieți cu RAF Welt de la Porsche, de la modificat din Finlanda, păi stă de vorbă cu noi, legal, legal, frate, adică nu... Să zici că, știi, și am intrat pe circuit cu Voinea și l-am prins pe ăla cu Porsche-le în față. Și am zis, dă-i după el să-l filmez și eu, că eu, ce, mintea mea de român, înțelegi, mintea mea, l-am văzut pe ăla cu aripi, cu overfendere, cu eleroane, la eleroane, spoiler, zic că ăsta n-are cum să meargă tare, cu fitmentul ăsta, n-are cum să meargă tare, nu l-am prins. Bă, nu l-am prins. Deci l-am văzut și s-a teleportat și nu l-am mai prins până la sfârșit, înțelegi? Nu că l-am prins, nu l-am mai văzut. S-a dus, înțelegi? Și, adică, de asta spun, tu când, mie da, când îmi spui de nivelul de acolo, încă-ți ești talentul tău, păi să mergi acolo să te clasezi pe 20 din 50, și te... Voiam să... Super performanță. Mulțumim, Dani. Voiam să mai vorbim, uite că acum, nu neapărat că mă gândesc eu la ce spun oamenii, trebuie să... vorbeam mai devreme de, uite, bă, ajuns să facă mașini sau așa mai departe. Să detaliez păi puțin ce? Procesul de facere al mașinii. De ce mă, ăia care, ascultă-mă puțin, ăia care au făcut Alpina și care au făcut acișniță și noi care fac Pagani Zonda. Nu, vorbesc de o rețetă aplicată pe mașină. Nu, oameni ca și mine, ca și tine. Cum fac mașină? Eu arăt omului, clientului, uite, asta este mașină. În primul rând că eu nu iau o mașină proastă. Băi, am mâncit ani de zile, nu pot să mai mă compromit. Înțelegi? Da. Și cu cât e mai ușor să te menții acolo sus, cu atât mai ușor e să distrugi într-o secundă tot ce ai clădit. Tot ceea ce ai clădit în ani de zile. Cine, așa cât de retard să fii, iartă-mă exprimarea, că se nu este foarte legată, cât de să fii, să n-ai matrice și să faci așa ceva. Ok. Cum fac eu? Care este procesul ăsta? Procesul este în felul următor. Doamne, uite, asta e mașina. Contează că, în primul rând, motorul împinge bine, e ce trebuie, să învârtă roțile, da? Cum e procesul? Toate procesele astea de upgrade care se fac mașinii, schimbare și așa mai departe, sunt cele care sunt musai făcute. Toate procesele pe care le fac sunt filmate, fotografiate și trimise beneficiarului final. Mașina se dă cu test before and after. Când am mașina de drift, trebuie să fie mânușă, frate. O mașină de curse, știi? Mânușă. Uh-huh. Sau ca o șosetă de aia, o am mai largă, am călcuit sus, mă deranjează, știi? Eu am terminat mașina. Omul nu mi-o plătește. Eu am un risc. Eu investesc de la mine banii prima oară, știi? Okay. El îmi dă un avans. Okay. Dar eu, mare parte, 80%, susțin financiar proiectul ăla. Okay. Și eu nu dau mașina omului până nu merg cu el de mână la locație sau el, dacă nu poate să vină, cum a fost ultimul caz, frate, am un telefon cu suport în dreapta, să dau filmarea. Dar, frate, să vadă omul direcția. Și eu am omul, Adi, care mă ajută, ajutorul meu, afară. Și dau filmulețele și din afară, sincronizate, nu cu montaj, le dau pe toate să vadă și spun, uite, acum de la toate, în primul rând, el trebuie să facă toate modulele pe care le-a făcut la școală. Și o să și asta le spun pe filmare. Ultimul, cătă, uite, vezi, dacă la mine mașina asta merge, eu mă testez, mă dau cu ea. Nici la tine nu are cum să nu meargă, și la tine trebuie să meargă. Corect. Înțe schimbată tot sistemul de răcire, nu radiatorul cu 20 de ani. Bă, bagi niște bani. Ajungem ca la 7-8000 o mașină de genul ăsta cu tot cu mașină. Nu mi se pare. Frate, Davi, înmatriculată. Nu mi se pare. Adică în condițiile în care vezi că nu e cu evacuarea, respectă normele de mers pe stradă, înțelegi ce spun? Nu e cu spoilere, cu evacuări, că avem motor original al mașinii. Înțelegi că nu munțeau platforme sau logistică. Înmatriculată, nu pârțe, nu pognește. Evacuările normale, da. Păruți, frate, înțelegi? Și a pus omul 6 roți în mașină, vine și se dă la adâncata la, și pleacă. Street, câți zici, nu sunt? Pentru street. Înțelegi? Deci asta este tot procesul ăsta de transformare și de upgrade, de îmbunătățire al mașinii. Clientul și beneficiul este ținut în permanență la curent. Compresie de motor, filmare, schimb de ulei, filmare, frâna de mână, filmare, test, filmare, diferențial, filmare, buc și punte, filmare, sudat, filmare, totul, filmare. N-ai ce să spui. Da, Doamne ferește, nu... N-ai ce să spui, nu deci, te spăra. Tu acum vin și test. În ultimă instanță, test. Eu mă dau cu mașina 3 minute 5, dacă la mine... ok, bun, iartă-mă 2 secunde. De acum încolo, în asemenea activitate și în regimul ăsta de funcționare al mașinii, garanție. Oricum în motor spun, nu se dă garanție, clar. Unele piese, cum ar fi, spre exemplu, cu precădere cele de transmisie, diferențiale, planetari, planetară, diferențial, cutie, ambreiaj, mai puțin asta, sunt consumabile. Dau un diferențial de 300-400 de lei, o planetară încă 150 de lei. Eu le spun oamenilor, fă și un stoc. Ia-ți acum un diferențial sudează să-l ai, ia-ți acum un planetar, ia-ți acolo să-l ai. Să fie. Înțelegi? Deci sunt consumabile. Și oamenii sunt foarte fericiți. Eu n-am avut parte de așa ceva, Dani. Nu ți-a zis nimeni că n-avea cine să zică. M-am dus, am plătit și m-au păcălit toți. Dacă aș face doar să-ți fac și eu podcast sau filmulețe cu toți care m-au și m-au înțepat. Dar frate, asta e ce să facem, știi cum e, trebuie să te și arzi odată ca să-ți dai seama că
Știi? Dar uite, toate unde astea e, unde nu, e... nu făceau fără întâmplare astea să ajung să... Frate, dintr-o suspensie de low budget, transformă o suspensie să... Am niște întrebări pentru tine de la urmăritor. Auzi, dai și mie apă că mi se... Îți dă, fratele. Să nu te asta la montaj. După ce terminăm, acum nu se mai poate apă. Nu-i dat nimic. Nu, nu, nu. Ai OMV. Dă-i, dă-i, dă-i. E OMV. N-are importanță, mă. Eu glumeam. Deci, stai așa. Bă, auzi, știi ce-mi place, mă, frate? Dar să nu tai asta la montaj. Bă, să nu tai. Ăsta nu, tai, nu e podcast, mă, asta e o întâlnire liberă. Da, mă, e o discuție, așa, cam așa sunt podcasturile. Bă, e foarte tare, mă, frate. Nu tot. Ai mai alege încă o dată ca mașină de drift o japoneză? Oricând, dar să am buget. Ok. Deci ai renunțat la S14 pentru BMW? Devine mașină de bogați când nu ai buget. M-a sărăcit, m-a băgat în datorii, m-a nenorocit, nu renunț la ea, când o să am buget o să o fac. Mașina japoneză este mașină din născare de drift, de derapaj. Adică... Am patamente, cartament, centru de greutate, da, face singură, cu alte cuvinte. Ce mai vrei? Eu știu, o conduc și păi, știu, păi, dar asta vreau să te întreb. Cum, adică... Dani, piesele sunt scumpe, tată. Asta sunt, zic. Da. La un moment dat sunt. Devine mașină de bogați. Bogați, da. Scuze, exprimarea, nu e foarte legată. Da, asta înțeleg. Nu, asta așa, mă. Da. Deci oplită, dar dacă ai buget, da. Ți se pare, adică ți se pare mai ușor de condus în drift o Silvia sau un Nissan 206, să zicem, da, decât un E46 sau un E36, nu? Dar nu zic eu chestia asta. Eu te întreb pe tine. Nu zic lasă eu, realitatea zic confirmă. Realitatea, da. Bă, eu în primul rând să-ți mai spun ceva. Și arată, frate, într-un fel. Da, asta ține de gusturi. Există ajutor... Spune mai devreme că și mașina trebuie să arate. Alea corect. Chiar arată. Da, corect. Există ajutor din partea lui pentru a găsi o mașină? Un 325, 328, 330 sau altă marcă ok? Adică asta este... A, sunt întrebările de la... Da, bun. De la oameni, da. Asta este platforma pe care lucrez. A, și îți mai spun ceva. Procesul de foarte bună întrebare. Procesul de achiziționare al mașinii pe care o transform este făcut de mine. Și de ce sunt foarte multe țepe pe net? Cu motorul ăsta de M54, dublu Vanus. Uh-huh. De la 2.0 până la 3.0, dacă nu știi să te uiți la 3.0, unde diferă anumite lucruri la suprafață, debit, metru și așa mai departe, dacă nu știi unde să te uiți pe serie și ți-a câteva minute, trebuie să știi ce să defrișezi pe acolo, ți-a luat un 2.2 sau un 2.0 de la... Ok, și 2.2 împinge, e ok. Dar să nu-ți dea, să nu-ți dea 2.2 la preză 2.5. Și 2.2, uite, acum fac un 2.2. Bă, merge, e viu motorul, știi ce zic? Sunt 6 pistoane, 6 porci la masă. Da. Eu am, cum să spun eu... artificiile mele prin care fac să-l fac la fel de view ca un 2.5 sau ca un 3.000 pe care eu le cunosc, înțelegi? Dar asta este platforma pe care lucrez. E 46, 22, 25, 28, 30 și de aici dezvoltăm. Omul întreabă altceva. Adică există posibilitate ca eu să te sun, nu eu, el. Da, poți să-i fac mașina, da. Poate să vină și cu mașina. Vrea să o cumpere el. A, păi așa adică să te ia pe tine, să zică, uite frate, eu am găsit BMW-ul ăsta, eu am găsit BMW-ul ăsta, câți banii mii tu, câți banii mii tu, să mă conciliezi. În primul rând să te uiți pe anunț, să zici, bă, n-are nici la rost să mergem pe la Suceava pentru ăsta, că e minciună. Am fost de două ori la Buzău și o dată la Constanța, în 4 zile, și am cheltuit pe drum că m-am dus să iau 2.5 și 3.000 și erau 2.2. Deci, de asta zic. Deci, unul la mână, există posibilitatea ca cineva să te contacteze pe tine pentru a-l consilia în a-și achiziționa o mașină. Sigur că da, fără niciun fel de problemă. Și după aia că faci el de drift sau nu faci el problemă. Sigur, deci se poate, da? Ok, bun. Unde te găsesc oamenii ăștia oare? Numărul meu este public. Este și pe site-ul școlii de drift. Sau uite, spune și numărul. 0723-739-956. E simplu treaba, nu mă ascund. Am același număr de când era Conex. Go, Bosch. Și ultima și întrebare, ultima același întrebare. Cel mai bun moment din cariera ta? Când am plâns de fericire când Alice a luat locul 1 pe circuitul Brno din Cehia. Nu, asta e din cariera ei, din cariera ta. Ce, sau asta e cariera de antrenor, ce, de spotter? Da. Nu mă, de pilot. Din cariera mea? De pilot, da. Hai, să ne mai gândim. Păi nu, lasă-mă că ți-e cel mai eu bun moment. Eu știu că îți dai seama că copiii te... Na. Da, bă, e cel mai bun moment, da, din cariera mea, mă înțeles. Deci, hai să vedem, să ne gândim. Păi nu că nu mă gândesc, să spun eu, când am câștigat titlul de vicecampion european în King of Europe, se întâmpla pe Slovacia Ring și în ziua aia am avut așa, podium al etapei, era așa, era Federal Cup, producătorul de anvelope federal, premia piloții care câștigau, dar care foloseau anvelope federal. Vezi că mulți au făcut bani și dădea federalul câte 3, 4, 5, 7 mii. 5 mii locul 1, 3 mii locul 2, 2 mii locul 3. Dar frate, dar folosea anvelope federal. Deci atunci, în finala aia, neavând bani, mi-am luat și eu doar o dată pană în finala aia. Așa, și am luat 3 podiumuri. Bă, nu mai mă dădeam jos după podium. Și ce crezi? Tataia al driftului românesc, Călin, era jos, el nu câștigase. Și stătea și mă gândesc, zic, bă, ce-o fi să la când... Nu mai mă dădeam, o dată pentru federal. Ăla, înțelegi ce spun? Adică am fost în ziua, frate, de 3 ori. Bine, el se bucura acum, glumesc acum, am exagerat. El acum și vedeam bucuria în... Da. Că și eu mă bucur pentru alții, sincer.
Și am luat trei podiumuri în ziua. Odată podium la Federal Cup Tires, am luat și premiul 1000 de euro din partea organizatorului, din partea producătorului de anvelope, care era și sponsorul campionatului, podiumul etapei și titlul de vicecampion european. Am avut trei podiumuri într-o zi și am avut și premii atunci. Am avut așa 1000 de euro și scaun Sparco Circuit LF, ăla cu susținere laterală, dacă nu mă înșer, branduit cu logo King of Europe, pe care și acum l-am acasă. Și pe care și Alisa a mers, da. Aia a fost una dintre cele mai fericite. Ce poate să fie mai fericit moment decât ăla în care ești pe podium? Da. A, să-ți mai zic ceva, altă treabă. Îi aud pe ăștia, colegi, eu am venit să, în competiție, știi? E weekend, e competiție, am venit să câștigi. Da. A, nu, eu am venit să mă dau. Nu, mă, am venit să mă distrez. A, eu am venit să mă distrez, mă. Nu, m-am venit, mă, eu să câștig. Eu dacă mă distrez, aici mă distrez. A, am venit să te distrez, da? Ia zi-mă și mie cum te distrezi, auzi, da? Și întreb așa. Și le dau și exemplul ăsta amici pe care îi mai cresc cu ghilimele de rigoare. Mm-hmm. Ăștia amici, amici. Auzi, mă, fii atent. Ia spuneți-mi și mie cum vă distrați. Că parcă distracția e altfel după primele clasă, acolo după treptele podiumului, decât, zic, mai bine te distrezi să-i privești tu pe aia acolo decât să-i privești, deci, înțelegi, de acolo sus, tu da. Pe ei decât ei pe, da, înțelegi? Da, da, tu. Deci, cine vine nu, trebuie să câștigi. Adică trebuie cine să a venit cap, în cadrul unei competiții câștigi, da. Și este aliniat la star lângă tine și spune, eu mă distrez, mă, te mint, nu mai vei să câștigi. Da, da, da. Ai venit să te distrezi, nu e lor de tine aici, stai acasă. Da, du-te la amator, du-te la street, înțelegi? Nu, că și la street e concurență. Nu, frate, ai venit să câștigi. A, că nu ai tu, probabil, că nu ai, ești tu cumpătat, că nu. Mm-hmm. Dar poate se aliniază planetele și eu atunci, mi s-a din experiență spun, când am avut cele mai mici așteptări, atunci s-a întâmplat. Când pleci setat. Care a fost cel mai prost moment? Întreabă băiatul ăsta. Cel mai bun și cel mai prost moment din carieră. Băi, cel mai prost moment a fost mai multe. Da, frate. Deci și să spun de ce a intrat Silvia pe dreapta. Băi, nu exagerești și cred că știți, mulți știu. Bă, frate, dintr-o eroare de mecanică, adică cineva mi-a strâns, n-am asistat la schimbarea aia de brațe, de buc și am făcut eu și mi-a strâns într-un service cu pneumaticul ăla dat pe cea mai mare cupă, știi? Pe cuplul cel mai da, mare. Forță. Mi-a strâns, frate, brațele la, tu cred că știi, la Silvia, brațele au niște urechiuși care, da, știu, știi, se strâmbă. Strâng bucșa. Da. E, alea trebuie strânse la un anumit cuplu în așa fel încât bucșa să culiseze o anumită grade, o anumită porțiune de grade, știi? Nu, frate, el a strâns, le-a strâmbat și bucșile erau țapene. Puntea devenise un tot unitar. Ea nu mai flexa din nimic. Și a început chinul, frate, și calvarul. Aveam dezmembrând Silvia, vând Silvia și așa mai departe, însă însesem un stoc de piese, stoc de planetare care nu mă gândeam vreodată că o să-l epuizez. De vreo 7-80 planetare care știi că la Silvia una mai lungă, una mai scurtă, boss. Nu știu. La Silvia e o planetară mai lungă, una mai scurtă, că diferențialul nu e central. Da. Știi, e puțin într-o parte, știi, din punte. Și ca și la mașină, tracțiune față. Ai una mai lungă, una mai scurtă, depinde pe ce parte îți vine cutia. Da. Și nu se potrivea. Bă, și întotdeauna rupea, ba una, ba alta, ba una, ba alta. Ori pe aia, ori pe aia, ori pe aia. Nu știu, 7-10 planetare, frate, în două, trei competiții. Și m-a disperat, frate. Bine, într-un târziu, un prieten de-al meu, când am luat puntea, am dezmembrat mașina, mi-a băgat picioarele, hai mă, când am ridicat puntea de jos, tot dintr-o greșeală, zice, auzi, măi, asta e, băl, gresul, s-a rupt pe gresul, zice, bă, da, brațele astea trebuiau să culiseze, mă, și am început cu rânci, cu alea, să facem pârghie și am început să desfacem alea, frate, ce să desfrate, frate, la rangă de aia, ca la camioane, ca la Safiem, cu prelungitor de forță, cu demultiplicator de ăla la mai gros, cu țeava am desfăcut, a zis, cu ce, uite-mă de ce pe plantarele, frate, pentru că plantarele stăteau într-o singură poziție și da, acolo de asta aici, și ala, momentul aici a fost mai mult, că rupea plantare e... și ăsta a fost motivul pentru care a renunțat la mașina aia. M-a secat de bani fără niciun rezultat, cu toate că cu aia câștigat de vicecampion național. Da. Pe Slovakia Ring, un alt circuit foarte tare, unde mi-aș dori cu Alisa să merg în anul ăsta, se suprapune etapa aia cu Nadea noastră. Să sperăm că găsim îngăduință la organizatorul nostru, domnul Manea, domnul Andrei, și am și rugat frumos și respectos să facă în așa fel încât, cu toate că i-au făcut și niciodată nu s-au interpus sau să vină peste alții, dar și ei sunt legați de mulți factori calendarul, de disponibilitatea locației respective, da, pentru că greu, noi unde avem locațiile acolo este în permanență activitate. Păi stai mă, ce fac pentru ei, acum am mut eu data, nu pot, nu sunt eu. Da, e complicat. Și nici nu sunt de acord. Nu, dar nu e complicat, adică e complicat, nu e o chestie doar punem 21 în loc de 20, adică nu da. E. Na. Mai întrebări, mai răspunsuri. Nu mai. Dar mai zi tu dacă vrei. Pune-ți o întrebare și răspunde la ea. Bună, dacă bună asta. Băi, bună da, asta. Eu... Băi, asta e așa. Da. Du-te aproape de microfon, să nu tai. Am venit. Tu cum te vezi în raportul relației tale cu copilul tău, ținând cont de faptul că activezi în aria asta? Parentale, da. Că ești în aria asta, frate, de... Ești chiar mai mult decât cum mine. Cum mă văd că... relația da, cu el sau cu copilul un raport? Tău, adică... da.
tati, vreau să fac. Și eu. Nu am ajuns acolo încă. Dar ți-ai pus mi problema? Se pare mie cum te că vezi? Asta ți-a zic. Știu că da, mie mi se pare că îl împing eu într-o direcție și nu vreau. Adică eu n-aș vrea să-l adică împing. Forțez puțin lucrurile, exagerez. N-aș vrea să-l împing către motorsport. Dar pentru că mie îmi place. Pentru că mie îmi place. Nici adică, n-acum către motorsport, către domeniu. Da, către domeniu. El se dezvoltă. Nu neapărat motorsport, cât către mașini. Către dar auto, pentru da. Că mie îmi place, adică mie îmi place, fac asta fără să fiu conștient. Involuntar. Da, pentru că mie îmi place, îi place și lui. Am văzut. Îi place și lui, adică, cum să spun eu, dintre mașini preferatele lui sunt Toyota și Silvia, niciodată Passat-ul sau, nu știu, orice altă mașină nouă cu care vin. Îi place și aia, dar alea sunt mașinile lui. Când mergem cu Toyota? Când mergem cu Silvia? Când mergem cu Toyota? Când mergem? Îl pun la volan. Hai, tata, ia și condu. Înțelegi? Da, mă, Dani, dar copiii și ce vă dai consumă. Da, știu. Consumă ceea ce le dai, știi? Dacă se întâlnește într-o familie de pasionați de Subaru, el voia tu, să audă, știi ce zic? Nu, eu n-aș vrea să-l împing în direcția aia, maică să-l duce la canto, la balet, la... Foarte bine. Nu mai știu la ce a fost, n-am nicio problemă să meargă peste tot, că sunt de acord să experimenteze și să vadă ce inclinații are. N-aș vrea să aibă către balet, dar dacă are, asta el susțin că e al meu, n-am ce să fac. Da, ți-am zis, nu aș vrea. Poate să meargă către balet, scuze-mă, că de automobilistic. Da, nu aș vrea, ți-am zis, eu nu vreau să-l, adică hai tăticule să te duc la Sorinene să faci cursuri de drift, chiar dacă tu nu vrei, știi, adică uite cum a zis și Alice, de sora ei mai mică, care a ales să meargă în excursie cu școala sau cu prietenii ei. Bă, a fost și pentru noi ceva ciudat, că și s-a remușcat de fenomen, dar i-au lipsit ei, a ratat odată treaba aia și... E normal, cum să spun, mie îmi plac... Băi, Sara alimentează mașina, Sara schimbă roțile, Sara... Mie îmi plac copiii cu personalitate. E cu mine adică acolo. Prefer personalitatea, prefer un copil sau un om care să spună lucrurilor pe nume... Totodată, nu vreau acum la drift. Nu vreau la drift. Ce, dacă nu vreau, vreau să stau mai la desen. Înțelegi? Prefer chestia asta decât să facă niște lucruri doar pentru că eu îi le impun sau pentru că eu îi spun că aia e direcția în care trebuie să meargă și el să tacă din gură, să nu-i convină, să nu-i placă, dar să mă ia pe mine de bun, că dacă a zis tati, da. Trebuie să facem, știi? Să suporte chestia da, asta. N-aș vrea să facă chestia asta. Uite, aș vrea să facă ce vrei. Stăteam și mă gândeam în limita bunului simț. Stăteam și mă gândeam, uite, la niște chestii. Vezi, noi am prins vremurile alea. Carte, școală, serviciu. Bătaia, mamă, bătaie. Direct, noi am prins vremurile alea în care bătaie și care... Bătaia era meniu. Era meniu, frate. Eu văd acum și mă gândesc... Era aperitivul sau felul 2, felul ăla, primul fel. Zic, o palmă la timpul ei, mă scutea de 15 minute de explicație. Tup, ești nebun, adică, da. Da, era, adică, eu am înțeles și nu condamn. Pe de altă parte, știi cum e vorba aia, bătaia e ruptă din rai, mai face și ea bine câteodată. Că, na, au tendința să escaladeze lucrurile. Nu, dar când e singura dar, variantă, trebuie să o folosești. Dar s-a schimbat modul de creștere, îl văd peste tot în jurul meu. Adică toți care sunt de vârsta mea, bătaia e ultimul lucru, nu ajungem acolo. Explicăm, ne luăm mai mult timp. Poate că avem mai mult și timp. Și nu e bine, eu cred e foarte bine. Poate că e bine. Avem mai mult timp ca părinții noștri. Poate că societatea ne oferă mai mult timp decât aveau ai noștri care erau disperați să facă bani, să se descurce, să ne pună, cum să spun eu, ce e mai bun pe masă și așa mai departe. Poate că noi avem mai mult timp și poate că explicăm și poate că dacă explicăm, lucrurile se vor schimba și unii se vor dezvolta mai bine decât cu bătaia. Că, na, știi cum e. Decât să-ți iei o palmă, poate preferi și tu să-ți explice de ce ai greșit sau de ce ai gândit așa sau de ce ai făcut aia sau de ce ai avut impulsul ăla să faci aia sau, știi? Dar iubesc pe ăștia cu personalitate. Personalitate. Da. E forță. Forță. Da. Să zici tu ce vrei. Du-te, mă, tu în drumul tău și fă tu cum vrei tu. Că o fi greșit, că nu o fi greșit acum... Nu știu, da. Nu știu dacă este o măsură să zic cum e bine sau nu și cred păi că fiecare poți să dai cu părea, că ești părinte și vezi că crește, ți-ai schimbat cumva optica și gândirea de când ai copii și vezi cumva viața, altfel frate, lucrurile. Da. Se schimbă viața. Iar, uite, iar asta cu, știi, că tot a venit vorba despre copii, să atingi subiectul ăsta, puțin așa că e important, asta cu bătaia, domnule, bag copilul, zice, sunt oameni care zic așa, bă, și pe bunătate, zice, domnule, eu niciodată nu mi-am bătut copilul, dar eu niciodată n-am dat în copilul meu, bă, fii atent, 2 secunde, acum sunt oameni și oameni, eu, da, bă, frate, eu sunt un tip de om. Da. Vulcanic, impulsiv, cum am fost eu și așa da. Mai departe. Băi, pentru părinții mei, la raportat la felul meu de a fi, aia era ultima variantă. Că, adică, nu sunt niște, nu dacă erau denaturați, da. Nu eram, înțeleg ce spun, educația a fost așezată cum trebuie. Bă, da, când mai ai ultima variantă copilul tău, ce faci? Ce vrei acum, să stărateze sau o folosești pe aia? Da. Și acum eu mă uit la ala, eu mă uitam la omul ăla care îmi spune, niciodată nu mi-a bătut copilul. Bine, el mi-a spus mie chestia asta în 3 minute. Eu niciodată nu mi-am... Da, păi trăiți, ar cum să-ți bați copilul, că nu s-a mișcat... Auzi? Auzi?
Auzi? Nu s-a mișcat săracul de 3 minute, dar de 3 ore. Deci, da. N-ai ce să bați dacă le un înțelegător, că uite, dacă te moștenește, se amână cu tine. Vorba aia. Exact, dacă da. Nu stătea în locul da, și spărgeam, trăgeam, făceam. Sorine, de 3 ori mama învățătoare. De 100 de ori. Tup, direct. Iar stăteam cu minte. Și avea efect o perioadă. După deci agitați. N-ai cum asta. Și sunt copii într-adevăr la care nu ajunge aici. Da. Să faci pentru că sunt înțelegători și sunt ei mai mai altă personalitate, cum zici tu, altă genă. Eu am așa un lucru și pe aia pe care iubești mult sau lucrurile la care ții mult de tot, te și duc în niște stări pe care nimeni nu te poate duce, înțelegi? Da. Și atunci, repet, cine nu-i părinte, n-are cum să înțeleagă. Dar toți care sunt părinți, cred și sper că sunt de acord cu mine, că copiii au niște momente ale lor când poate să te ducă în niște zone în care nu mulți oameni poate să te bage acolo și e greu să te mai stăpânești, adică e posibil să-i mai scapi una, știi? De care poate după aia îți pare rău. Sigur, dar... te căiești și... Cum să spun? Viața e complicată. Eu înțeleg, da. Viața e complicată, dar da, e frumoasă. Vă mulțumim că ne-ați... Tu ce e asta? Ce mai faci 2023? Cum, ce planuri ai? Tot podcast, tot astea? Nu, că aș vrea să mai vind aia. Podcast fac, da. Da, mai fac bă, podcast. Mai, faci, mă, mai fac podcast, am încă 12 de făcut minim, nu? Încă 12 pentru 2023 aici la OMV. Bine, o să mai schimbăm OMV-ul, că na, se plictisește lumea de același. Ce cu ce? Nu. Cu altă stație OMV. Glucon n-ai cum acum. Da, mă, nu, glumea. E nasoală cu toată lumea, nu? Că... Bă, nu e. Nu, de ce? Nu. Toată lumea, ăla e rus, ăla e austriac, ăla e nemț, ăla e bine deci, nimic. Niciodată, da. cred că niciodată societatea nu a fost la nivel de dezvoltare mai mare ca acum. Cred că niciodată nu a fost mai ușor ca în societatea de acum să comunici. Cred că niciodată n-a fost mai ușor ca acum să cunoști, să înveți. Cred că niciodată oamenii nu au avut atât de multe posibilități neapărat financiare, că nu doar banii sunt în viață tot. Asta e o problemă. Multe posibilități. Vezi da, dar... Când era fortuning-ul, era unul singur. Și fiind unul singur... Nu, eu vorbesc la mod general. Vedeau toți. Nu acum doar noi când comunicăm... Ca societate. Noi ca societate când comunicăm lucruri bune, de exemplu, că noi aici facem un podcast și noi, în mintea noastră, zice, băi, dăm niște exemple bune. Constructive, vrem, să spunem. Da, constructive, nu vrem să... Îi motivăm pe alții negative. Sau pe alții, poate da. Convingerea altora o solidificăm atât de mult încât chiar trec la, da, la decizii. Băi, da, să facă, uite, asta m-a convins, mi-a zis și asta. 100 de mii din 20 de milioane. Îți dau un exemplu. Pentru că el, alții, restul, se uită pe alte canale sau fac alte lucruri, nu vor să învețe când se uită pe internet, vor să relaxeze. Știi ce zic? Acum, cum să spun, canalele de comunicare sunt atât de multe, da, încât informațiile sunt atât de împărțite și atât de... Da, vrei să spun ceva? Îți iei ce vrei tu. Nu mai aici. Nu ți-e ce îți dau ei. Sunt de acord cu tine, dar e greu să faci diferență. Ba, adică e greu, e greu ca eu care mă uit acum la 15 ani, eu mă uit la 15 ani pe internet și îl văd pe Sorin Nene și pe Daniel. Daniel, un arogant bășit de care nu-mi place. Îl văd pe Sorin Nene, combinezon, costum, motul, scrie pe el niște sponsori, niște alea, o fi ceva de capul lui. Cum zicește. Da? Care îmi zice niște chestii. Și îmi zice el că face el niște mașini și... Dar de unde știu eu că ăsta e omul pe care eu trebuie să-l accesez și nu e altul? Da, dar care vreau să spun ceva. Prost, care uite, jantele, tipul ăsta, segmentul ăsta de oameni despre care tu vorbești, că vorbești până la de generații. Adică e greu să faci alegerea. De generații. Uite, el a avut omul ăsta de care tu vorbești. Ok, să spune că nu are încredere în noi. Sau că nu ne privește până cu bun. Dar uite, prin intermediul tău și al invitațiilor tăi, accesează. Ăla de 15 ani nu accesează pe asta de 15 ani. Ia-o pe la domnul Hales. Da, uite, aia e simpatică. La fel cu și domnișoarele la opa, da, care înțelegi se conectează. Deci nu se conectează. Prin intermediul tău se conectează cu altcineva. Doamne ajută, n-am nicio problemă cu asta. Păi nu, eu așa văd lucrurile. Și afel, hai să gândim pozitiv. Da, lucrurile, chiar vorbeam mai devreme că lucrurile noi în țară, cu atât mai mult prin prisma subiectului pentru care astăzi în fața ta aici, adică motorsport și pasionați de motorsport și mașini, frate, niciodată nu a fost, că de fapt așa am început. Da, da. La nivel mai ridicat ca acum. Da, este. Nu te supăra pe mine. Da, nu mă supăr, doamne ferește, adică, de ce, mă bucur clar. Mă bucur că nivelul frate, este ridicat. Frate, campionate. Îmi pare rău. De la parcări, autoslalom, de la viteze mici până la viteze mari. Ce-mi pare rău? Îmi pare rău că... Noi ne-am dezvoltat ca noi. Noi ăștia de generația asta ne-am dezvoltat. Driftul s-a dezvoltat, motociclismul s-a dezvoltat, raliul, VTM-ul și așa mai departe s-a dezvoltat, dar nu ne dezvoltăm pe partea de cultură și pe partea de vizitatori și spectatori. Acolo mă deranjează pe mine. Ba, dar ne dezvoltăm, dar nu așa cum ne dorim noi. Da. Adică mi-aș dori o viteză mai mare în știu, direcția asta, știu, dar vreau să spun ceva. Viteza asta să nu uităm, Dani. Ceea ce îți dorești tu, fără doar și poate îmi dorești și eu. Și gândește-te că nu vreau să mă crezi că sufăr de mine sau nu știu cum să mă exprim, să nu deranjez. Da.
Leule, când sunt în mașină acolo și văd spectatoria sau când mă dau jos, înțelegi ce vorbesc? Da, mă, da, e cel mai tare sentiment, ești nebun. Deci, că mai mult ca tine îmi doresc să vină spectatorii. Dar îți spun ceva. Noi am avut o perioadă, frate, nu pot să recuperez cât s-a pierdut anii din urmă. Deci noi avem, frate, noi am pornit, mare atenție, cu un handicap mare față de ceilalți veci. Uite, bulgarii. Bulgarii sunt puțin cam înaintea. Da. Bine, nu sunt. Că mulți vin bulgarii. Nu, bulgarii vezi că sunt în urmă mult. Sunt în urmă, știi ce? Ca știință în domeniul autopregătire tuning. Uh-huh. Știu să-și facă motoare, să-și facă mașini. Circuite bulgarii au un Varna, mă, de-a-ntâie. Circuite bulgarii au un aeroport liber, mă. Vă spun eu că am fost și știu. Înțelegi? Nu, mă duc în Grecia, frate. Tranzitez Bulgaria, cula ta ies la Seres. Da, nu, bulgarii, vezi, sunt de apreciat, pentru că chiar și cu spațiile astea lipsă pe care au, adică neavând circuite, bă, sunt acolo. Fac performanță. Nu toți, au și eu o spumă. Da. Pe când la noi, uite, se dezvoltă, vezi că bulgarii nu se dezvoltă cum ne dezvoltăm noi. Deci eu asta trebuie să fim și realist raportat la ceea ce spui tu acum. Adică, băi, handicapul pe care l-am avut și pierderea asta, atât, pauza asta, care a fost atât de mult timp îndelungată, cum să spun eu, ăsta a fost handicapul nostru. Uite, se mișcă lucruri datorită ție, datorită lui, da, mie, și așa mai departe. Oameni care, și nu putem să avem pretenția să recuperăm atât de mult, înțelegi? Și să avem viteza pe care tu ți-o dorești sau poate că mă doresc. Dar se întâmplă lucruri, se mișcă. Da, se mișcă. Lucrurile se mișcă. Nu e dezastru. Eu îți mulțumesc că ai venit. Legat de alte podcasturi anul ăsta, cu mare drag facem, dacă oamenii în comentarii zic că mai vor să te vadă o dată. Da, adică dacă mai vor să te vadă, dacă mai au mai întrebări. Mai sunt foarte multe lucruri de spus, dar uite, adică dacă au întrebări, cu mare drag, poate să le pun acolo. Curiozități, orice, nu mă deranjează. Eu n-am, nu scup perdea. Eu te chem și discutăm pe toate, după cum ați văzut, Sorin e foarte deschis, nu. Am crezut că a venit un pilot de curse, dar nu e de la Taz. Zic eu, de băi, e plin de pilot de curse aici. Da, share, like și subscribe dacă v-a plăcut și vreți să-l mai vadă și alții. Ce să zic, ne vedem cu următorul invitat și noi ne mai vedem noi pe la circuit. Asta când o să fie difuzat? Când o să vrea directorul tehnic. El? Da. Nu, da. În februarie. Deci nu putem să urăm la mulți ani. Nu mai, a trecut la mulți ani. Nu mai. Noi suntem în 2023, Sorine, nu știu dacă tu te dai seama. A trecut și Revelionul, nu mai e. Da, e ok. Băi, tu poți să urezi la mulți ani tuturor oamenilor și Crăciun fericit trecut și viitor. Ce să zic? Cred că dacă mai stăm puțin o să zic Hristos a înviat. Hristos a înviat, da. Doamna, mai aici? Mai ce?